Începem, da? Da. Doamna Lizem, aveți acolo? Imediat. Haideți să terminăm cu doamna acolo. Complicată treaba cu soarele asta. Da. Cătălina, hai să tragem un lacrimă să ne înțeleagă. Așa, doamna, toată soarele în... Da, deci suntem pregătiți să începem, da? Bună dimineața! Bună dimineața, scorțeni! Bacău, România! Începem... Ce-i Hristos a înviat? Stăm după pace. Începem ședința ordinară a Consiliului Local Scorțeni pe luna aprilie 2017 cu micile proceduri de început. Prezența. Domn secretar? Suntem în luna. Suntem. Da? Avem absenți care nu știm de ei, pierduți. Deci văd că lipsește domnul Ambăruș. Domnul Știm, mi-a dat telefon, domnul Ambăruș. Domnul Cipcă, da? Și cam ăștia, nu? Da. Suntem în regulă. Din 13... Din 2 suntem chiar foarte bine. Câteva probleme de organizare, scurt, la obiect, ca să putem intra în treabă. Deci, intenționez, suntem la tipul operativ 8:30, până la 10 fără 10, noi trebuie să epuizăm din 7 puncte de pe ordinea de zi, 6, pentru că avem 2 invitați la un punct care l-am lăsat noi într-un fel mai la urmă, referitoare la baza multifuncțională sportivă Scorțeni. Domnul diriginte de șantier Bârzu și cu constructorul vor veni în jur de ora 10 fără 10. Când noi vom lua o mică pauză, o să-i primim, o să facem împreună cu dânsii aici un 10-15 minute o prezentare a proiectului. Dânsii o să ne facă treaba asta. Urmând ca după aceea, împreună cu toții, și o să rugăm și pe maestru Ungureanu cu televiziunea Bine ați venit, maestre, cu echipa. Mulțumim! Din suflet, sunteți totdeauna alături de Scorțeni, alături de noi. O să mergem cu toții acolo și o să luăm și acolo câteva cadre ca să... Acolo activitatea am 20 de minute. În așa fel încât la 11 fără un sfert să încheiem ședința ordinară de astăzi. Deci, pentru început, ca formulă de desfășurare, vă propun ca domnul secretar să dea citire ordinii de zi. Ne vom înscrie pe punctele din ordinea zi, scurt, fiecare cu ce se înscrie la cuvânt, pentru că noi am discutat foarte mult ieri cu toți consilierii în ședința extinsă a comisiilor, deci nu mai sunt atât de grave problemele de dezbătut, putem fi mai operativi. Și fiecare consilier care se înscrie, 2 minute, punctează anumite chestiuni care, să zicem, ieri nu au fost definitive. Sau, domnul primar, sau domnul secretar, ne vin cu anumite lămuriri față de situația care am discutat-o noi ieri. De acord, da? Da. Ok. Deci, vă dau dumneavoastră cuvântul. Eu să stau jos, că v-ați scoat greșit. Luăm loc și noi. Mulțumesc. Consilier, așa că... Cum știți, a fost convocat în ședința ordinară de azi, conform dispoziției 102 din 24-2017. Din consultarea Comisiei de Prezență, zic că suntem statutari, fiind în unii formă prevăzut de articolul 40, am iat unul din legea 215 publicată. În confruntare cu prevederea legii 215 publicată și modificată, vă rog să vă prezint ordinea de zi. La punctul numărul 1 avem aprobarea procesului verbal a ședinței lor din data din 31-3-2017, respectiv 34-2017. Aici să vedem cum rezolvăm treaba, cu dumneavoastră ați luat la cunoștință de conținut acestor procese de plată, să vedem ce probleme sunt. La punctul numărul 2, proiectul de prin validarea mandatului de consilier local, la doamna Avrea Nuța. Bine ați venit, doamna, între noi. Așa. Supream pe lista consilierului local la legii de prin 5-2016, din partea partidului social-democrat, organizația Scorțeni,
Inițiator domnul primar, am vorbit cu secretarii. La punctul numărul 3, avem proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii bugetare, cheltuieli 37/2017. Inițiator domnul primar, Antonie Căsăr. La punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramului și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunii Scoției. Inițiator domnul primar. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării nivelurilor impozabile, impozite și taxele locale și alte taxe aplicabile în anul 2017. Inițiator domnul primar. La punctul numărul 6, avem proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării modalelor de călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic și auxiliar de la școala Scorție. Inițiator domnul primar. La punctul 7, așa cum a spus și domnul președinte ședință, avem prezentarea situației lucrării de la baza sportivă multifuncțională școala Scorție. Așteptăm constructorul și dirigintele de șantier. La punctul numărul 8, interpelări, întrebări, informări și declarați politice. Foarte bine. Deci, mai repet eu încă o dată, punctul 8, atenție dumneavoastră, uitați-vă în ordinea de zi, o să-l facem până vin cei doi invitați ai noștri. Deci noi trebuie să ne încadrăm până în 10 fără 10 cu punctul 8, urmând ca punctul 7, începând cu ora 10 pe parcursul la 10-15 minute, o să discutăm cu dânsii. Deci, dacă reușim, pentru interpelări și pentru întrebări, domnul primar, pentru că am constatat în ședința de ieri că sunt foarte mulți consilieri care și-au notat anumite chestiuni și dumneavoastră și ceilalți din aparatul administrativ trebuie să le lămurim, probabil că o să avem față de alte ședințe un punct interpelări, întrebări ale consilierilor un pic mai mărișor ca virgulă consistență, pentru că la celelalte puncte noi am stat foarte mult problemele și atunci o să fie un timp mai redus la celelalte puncte și lăsăm aici un timp mai... Deci, vis-a-vis de... ca să fim operativi, vă rog să fiți de acord și să supunem la vot că am luat la cunoștință de procesul verbal. Mi-ar fi trebuit ca să-l dezbatem un pic ieri, fiecare cu ce am spus în ședințele anterioare, dar ca să nu... Îl aveți în mape, da? Ok. O să trecem, domnul primar, peste... Da. O să trecem peste problema proceselor verbale. Cred că este o problemă de organizare. Da, o rezolvăm. Da? Încă avem de depus un jurământ. De ce n-ați adus, doamnă, Biblia? Da. Este o mică chestiune, dar o rezolvăm imediat. Ca să totuși să acoperim un pic situația asta, v-aș ruga să vă uitați un pic în procesul verbal care nu l-ați văzut și dacă e o chestiune acum punctuală, da, până apare cu Biblia și să trecem la punctul cu validarea mandatului. Nu e o problemă gravă sau e, poate e scăpare acolo când s-a făcut, am vorbit despre personala, ședința extraordinară. Extraordinară. Făcut o socoteală cu numărul de oi vini și caprini, 1300 grigorieni și cu 400 scorțeni. Până la urmă, în total, a ieșit pe comună total 1300. Nu ar fi o problemă, dar cred că așa. E o mică problemă de... O să vedeți și la un moment dat viceprimar, care este foarte în temă cu această problemă și care a ținut-o foarte de scurt ca organizare și derulare, o să vă lămurească de, și de problema asta. Da, doamna, n-am chemat-o nici pe doamna la eu, nu? Bine, doamne, n-am ceva de lămurit? Da. Doar domnul președinte, hai să supunem la vot ordinea de zi și după aia... Deci, supunem la vot ordinea de zi, dacă mai avem o problemă acum, o adăugăm, dacă este strict necesară. Dacă nu, ne uităm un pic pe procesul verbal, așa cum am spus, până apare cu Biblia și cu Constituția, ca să trecem la punctul următor. Dacă aveți discuții vis-a-vis, dacă v-ați regăsit cu anumite propuneri,
cu anumite observații în ședința trecută. Chiar cum a spus domnul Hagi, a avut o gestiune vis-a-vis de discuțiile din ședința extraordinară din noi. Uitați-vă un pic ca să... Deci, pentru ordinea de zi, de astăzi. Suntem pentru ordine. Da. Apare un punct strict care a fost cumva de actualitate și împreună cu echipa administrativă l-am sărit, nu l-am... Ok. Deci am votat ordinea de zi. Da. Vom trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea validării mandatului de consilier local a doamnei Avram Lăța, supleant pe lista de consilier local la alegerile locale din 5 iunie 2016 prin partea Partidului Social Democrat, organizația Scoarțeni, care înlocuiește pe domnul Ilinel Câncu, demisionat. Ok. Doamna? Vă rog să poftiți aici în față. Semnată Avram Lăța, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Scorțeni, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 34 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local Scorțeni următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Scorțeni, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, doamnă! Ați citit și semnați pe loc. Și eu semnez alături de dumneavoastră. Mult noroc, mult succes! Mulțumim! Să faceți o echipă cu noi, așa cum vă doriți dumneavoastră sufletește, dar și cum trebuie scoarțenului. Da, doamne. Doamne ajută. Da. Deci eu am rezolvat-o și pe asta. Cu acordul dumneavoastră, trecem la punctul... La punctul 3, da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, cheltuielile pe primul trimestru. Avem alături de noi pe doamna contabilă, pe doamna Nedelcu Alina, care îi dau cuvântul să ne prezinte situația execuției bugetare pe trimestrul 1-2017. Să nu trecem peste o vădărâvă secundă. Nu trebuie supusă la vot de Consiliul Local la aprobare. Așa este. Mandatare doamnei Nuța în... Validare. Adică să fie o procedură care nu trece peste altul. Corect. Și domnul Nicolae a continuat asta. Atunci supunem validării prin vot. Mandatul de consilier al doamnei Nuța și în acest sens... Aprobare, da. Cine este pentru? Cine este pentru? Dacă sunt abțineri, dacă este cineva împotrivă, cred că nu-i face. Este o procedură normală să nu mă avem... Da, da, da. Foarte corect. Foarte corect. Deci, doamnă, trecem la punctul următor. Contul de execuție a bugetului local pe trimestrul 2017 la partea de venituri în total de 801.199,10 lei, iar la partea de cheltuieli 560.003,45 lei, realizându-se un sold final de 241.195,65 de lei. Situația cheltuielilor pe cele două secțiuni la 31 martie 2017. Secțiunea de funcționare. Cheltuieli de personal, 359.313. Cheltuieli salariale administrație, un total de 132.303 lei.
Salarii de bază, 84.912 lei. Indemnizații consilier, 16.159 lei. Alte drepturi salariale, 5.024 lei. Contribuție CAS, 16.899 lei. Contribuție șomaj, 509 lei. Contribuție sănătate, 5.516 lei. Contribuție fond de risc, 162 de lei. Contribuție CCI, 3.122 de lei. Cheltuieli salariale bibliotecă, 7.962 de lei. Salarii de bază, 6.499 lei. Alte drepturi salariale, 0 lei. Contribuție CAS, 1.027 de lei. Contribuție șomaj, 32 de lei. Contribuție sănătate, 339 de lei. Contribuție fond de risc, 10 lei. Contribuție CCI, 55 de lei. Cheltuieli salariale UNICEF, 14.265 lei. Salarii de bază, 11.644 de lei. Contribuție CAS, 1.840 lei. Contribuție șomaj, 59 lei. Contribuție sănătate, 66 lei. Contribuție fond de risc, 17 lei. Contribuție CCI, 99 lei. Cheltuieli salariale învățământ, 204.783 lei. Cheltuieli cu bunuri servicii administrație, 33.893,83 lei. Furnituri de birou, 1968,94 lei. Material de curățenie, 551,68 lei. Energie electrică, 5.750,17 lei. Transport, 1.823 de lei. Telefon internet, 7.834,89 lei. Materiale cu caracter funcțional, 10.918,75 lei, din care servicii soft, 3.094 de lei. Prestări servicii Lăiu Maria, 5.100 de lei. Chirie scanner, 208,50 lei. Soluție geam și antigel Cielo, 52,36 de lei. Ștampile confort cu original, 150 de lei. Încărcare toneri, 839,47 de lei. Reparații calculator SVSU, 374,52 de lei. Timbre poștale, 600 de lei. Imprimantă caserie, 499,90 lei. Alte bunuri pentru întreținere și funcționare, 5046,40 de lei. Chirie scanner, 438,76 lei. Comisiune administrare, contul de garanție al casierului, 100 de lei. Achiziționare stație radio și antenă, SVSU, 1280 lei. Renoire semnătură electronică, 161,21 lei. Anunț publicitar deșteptare, 123,50 lei. Prestări servicii video ședințe, 440,30 lei. Cota de 005 FNG 856,53 lei, anunț concurs monitor oficial 105 lei, program legislație 1481,60 de lei, cheltuieli procură cu semnătura electronică 59,50 de lei, recuperări din anii precedenți 12.162,34 de lei. La transport bibliotecă nu a fost cheltuieli, cheltuieli reparații iluminat 6.289,71 de lei, cheltuieli servicii salubrizare, 19.753,39 de lei. Cheltuieli drumuri de zăpezire, 20.000 de lei. Cheltuieli cu bunuri servicii învățământ, 13.877,18 lei. Cheltuieli cu bunuri servicii curent electric iluminat public, 18.794,65 lei. Tichete sociale pentru grădiniță, 3.150,03. Transferul pentru persoanele instituționalizate, 9.000 de lei. Cheltuieli indemnizații persoanei cu handicap, 88.094 de lei, iar la secțiunea de dezvoltare nu au fost cheltuieli pe primul trimestru. Am și o adresă de la școală, un pic defalcat, dar nu cu cheltuielile la personal. Salarii învățământ preșcolar, 44.737, salarii învățământ primar, 51.915 lei, salarii învățământ gimnazial, 108.131, un total 204.783. La bunuri și servicii avem materiale pentru curățenie, 232,49 de lei, încălzit iluminat, 604,72 lei, apă, canal, salubritate, 131,76 de lei, poștă, telecomunicație, radio, TV, internet, 2027,28 de lei, materiale și prestări de serviciu caracter funcțional, 1335,63 de lei, alte bunuri, servicii pentru întreținere și funcționare, 3508,35 lei, reparații curente, 1224,95 lei, deplasări, detașări, transferări, 4812 lei, un total de 218.660,18 lei. Da. Haideți să vedem dumneavoastră, consiliu, consilierii, pe parcursul a două minute fiecare, care vă înscriți la acest punct al ordinii de zi.
Deci, doamna... Mai e altcineva? Domnul Hagiu. Altcineva? Domnul Mihai Țezan Hirescu. Domnul Magirescu. Avem patru. Mai dorește cineva? Bun. Două minute. Nu întrerupem, nu mai întrerupem, nu mai facem o discuție interactivă, lăsăm să spună așa. În final, contabila, domnul primar, răspund, dau explicații de rigoare, da? Doamna Ceaușu. Da, eu am o problemă ca și el, am pus-o, chirie scanner, 438,76 lei. Am înțeles că este vorba la chiria la doamna Niculina. S-a aprobat referatul de, cred că vineri, mi-a făcut nimic referat, l-am aprobat. Este ridicat din birou de la doamna Niculina. Așteptăm firma și vină să ridice și să rezilie în contract. Cum să rezilie în contract? Să rezilie în contract. Și trebuie să vină plătă. Da, și noi trebuie să facem noi, consilieri, am înțeles, să facem o... să luăm altul în loc, nu? Trebuie totuși luat altul în loc, sau cum? Acum avem primantul. În momentul de față, situația e rezolvată. Rezolvată. Așteptăm să vină să ridice aparatul. A fost achiziția cealaltă care... Da. Deci punctul ăsta s-a rezolvat. Nu, dacă s-a rezolvat, e bun. Asta aveam problemă. Da. Deci era urgentarea, domnul primar, a rezilierii contractului. Invitați-l ca să... Nu se plătește nimic, pentru că nu mai duc nicio copie, este... Okay. Da. Și mai este aici program legislație, 1481,60 lei. Ce înseamnă program legislație? Programul de legislație ține locul monitorului oficial. Și toate legile noi, care apar pe fiecare compartiment... Și de mai trebuie plătite. Am înțeles, da. Și abonamentele, da. Legislație. La legislație. Da, am înțeles, da. Asta e un nerămurile mele. Da. Bun, domnul... Da, referitor la asta cu dezăpezire, am plătit pe 20 de milioane, care în anumite situații, cum a fost acum de zăpadă, a fost să vină când trebuie. Oare noi, la utilatul care l-avem, putem monta o lamă, cumpărăm o lamă, trebuie face noi dezăpezire. La să plătim. Domnul Hagi, nu vă dau foarte mare dreptate, dar știți acea discuție și din 3 ori s-a fost postul la concurs. Nu a fost treaba în regulă, nu avem om care să lucreze diversi cu chilaj. În momentul în care vom angaja un șofer și care să care și pe urmă, nu vom folosi un chilaj și altceva. Dar spunem, dar avem în vedere și chestia asta. Doresc la mandată pe cineva o dată. Este logic. Da, e o problemă, dar să știți că acum, pe ordinea de zi, o să putem mai detaliat la organigramă și... Și asta face parte din subiectul cel. Din subiectul celălalt, pentru că aici este vorba de resursă umană, de selecție și pentru că o să venim să prezentăm la un punct al ordinii de zi o nouă structură de organizare a OAT-ului Scoarțeni, să punctăm atunci, indiferent de ce situații delicate mai sunt, să vedem cum le acoperim și prin prisma organigramei și a statului de funcție. Domnul Mihaiță? Da, aveam un problem aici la telefon, internet și poștă. Mai plătim și abonamentele care au fost făcute vechi, din mandatul trecut, că au fost făcute niște abonamente. Mai intră în plata aceasta și abonamente respective? Să vă lămuriți ce este vorba. Chiar ieri trebuia să apare de la ONG, la nivelul instituției, să renegociem contractele. Contractul care este în vigoare, știți foarte bine că fiecare om care are un contract, și o să duc la capăt. Acum, când se încheie contractul, mergem pe linie nouă, cu necesități, cu telefoane de serviciu la angajații care trebuiesc în instituții, dar tot atunci nu putem încheia contractul, deoarece este în derulare și nu se poate. Deci, dar ați recuperat din aparat, din laptopuri, ce s-au dat? Cadou? S-au dat? Ce le-a dat? Dar este ficat în inventar, cum? Aveți inventar, cred că... Cadou, eu n-am primit niciun laptop. Dumneavoastră nu. Laptopul care l-am primit de la... Da. Nu, avem... Este în caserie, deoarece calculatorul este ficat de câteva luni. Și laptopul care este primit este în caserie și face caserie. Nu, haideți să explicăm detaliat. Este singurul moment în decursul ultimilor 27 de ani, în care, în urma unei
unui contract încheiat între UAT și orice prestator, prestator de serviciu, operator de telefonie, care a dat cu titlu de 0 lei, cu titlu gratuit, este singura dată când acele obiecte sunt prinse în inventarul primăriei. Adică două telefoane, două laptopuri. Ambele există, pot fi oricând prezentate și sunt în inventar trecute și folosite. Domnul Zastrescu probabil se referă la bonusurile trecute, exact, care chiar dacă sunt trecute cu titlul 0, nu apar prinse în inventarul primăriei. Deci nu vă ascund treaba că am făcut o mică confuzie. Și vă întrerup ca să fie completă expunerea. Probabil domnul Zanferescu se referă la acel contract care s-a încheiat deja de mai bine de jumătate de an, la în valoare de aproape 300 de lei, la internet mobil. Deci stick-uri de internet mobil. Care le-ați găsit acum în... Unde să le găsesc? În inventarie. Le găseam, le foloseam noi în interiorul primăriei. Da, nu. Domnul primar, bănesc că sunt în acte de declasare. Nu, nu, se plătește doar factura de aproape 300 de lei, dar acel contract este deja încheiat, deci perioada contractuală este încheiată, se pot rezilia în orice moment. Deci... Întrebarea a fost pusă de domnul consilier, pentru că de 10 luni de zile de acum, noi tot am mai discutat de inventariere, de trecerea dintr-un mandat în altul și au apărut tot felul de discuții și e bine să le clarificăm o dată pentru totdeauna, dacă vrem să avem și noi moment zero, nu? De plecare. Că noi tot căutăm momentul ăsta zero de plecare. Poate acum acest audit al Curții de Conturi, dar și inventarierea care... Dacă, nu știu după câți ani s-a făcut totuși o inventariere, trebuia de anul trecut făcută de domnul primar, așa, care a făcut o comisie condusă de doamna viceprimar, deci cele două coroborate, inventarierea la nivelul UAT-ului, dar și controlul de la ultimul control al Comisiei Curții de Conturi, probabil că peste o lună de zile ne va da o imagine foarte clară asupra acestor chestiuni, să avem și noi un zero de plecare, da? Și... nu vă acuză nimeni că sunt lucruri din astea, ați fost ordonator de credit înainte. Roagă un control acum, o să scoată în evidență foarte clar unde suntem, dacă sunt probleme, dacă nu și trebuie să-l prezentăm în Consiliu și să-l prezentăm comunității. Comunei public, sigur că da. Da. Pentru bugetul școlii am aprobat o sumă de 10.000 de lei. S-a intrat în contabilitate la școală. Am înțeles la doamna contabil la școală și doamna director, zic că nu au nicio sumă pentru reabilitarea plafonului de aici. Zic că nu au bani în contul școlii. Noi am discutat în ședința extraordinară de treaba asta și eu știu că a rămas foarte clar, nu? Stabilită. Dar chiar nu, nu în ședința extraordinară. Am discutat în ședința din 31. În 31 când am discutat și bugetul. Și s-a discutat de suma de 10.000 pentru planșeul din așa, chiar nu știu cine din Consiliu, nu mai mi-aduc aminte, că zis, stai să vedem întâi când dăm jos cu ce ne confruntăm. Domnul Ciclu. Discutați, da, de Ionuț Ciclu. Discutați-mi chiar și de faptul că ne trebuie totuși societate. O societate, ca să nu... au fost discuțiile, că să facem cu cei de la 416, da. Și chiar am spus atunci, că dacă se depășește 10.000 de lei, o să extindem până la 15.000 de lei, dar asta presupunea ca banii să apară deja la școală, prin... Păi doamna contabilă și cu doamna director s-au chemat, se chemă firmă, să... Păi, normal. Și a spus că nu au banii ca păi, să... Păi dacă nu... Exact. De acord cu doamna directoare, pentru că dacă nu ai bani în buzunar, cum să chem pe cineva... Domnul președinte. Domnul președinte. Haideți să, cum ați spus, punctul 8 este un punct mai greu. Haideți să lăsăm la urmă, să spunem spre aprobare punctul 3, cu execuția bugetară. Sărim de la una la alta și mai avem suntem și sub
consider că stați de timp. Atunci lăsăm domnul Măgirescu ca să terminăm primul punct să la probă. Termină, vă rog. Aceste chestiuni, într-adevăr, este o chestiune de diverse interpelări și alte explicații, o mai discutăm atunci mai întrebat. Da, exact. E un punct mai greu. Domnul Măgirescu. Da. Pentru problema de la instituția bugetară. De la ședința extraordinară care au avut loc la începutul lunii, pentru lista de inventariere. Nu, opriți-mă un pic. Deci revenim iar la inventarierii, care nu face obiectul la instituția bugetară. Vă propun să vă reînscriți exact la interpelări, alte întrebări care le adresăm domnului primar, da? Doamnei care a făcut inventariere, deci atunci discutăm, da? Și atunci trecem la vot pentru să aprobăm execuția bugetară. Bugetară, da. Deci nu sunt probleme. Suntem la punctul 4, foarte important pentru noi, pentru comunitate, pentru... Domnul președinte, îmi dați voie să fac. Aveți treabă, da? Mai avem probleme de adresat doamnei. Este sub control. Deci trebuie să fie permanent de doamne inspectoare la curtea de conturi. Dacă sunteți de acord, doamna ne dă cum merge la birou. Da, bineînțeles. Da? Domn primar? Nu sunt probleme. Dacă mai avem o chestiune, dumneavoastră, da. Da? Deci suntem de acord cu execuția bugetară, doamnă. Succes acolo. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei statului de funcție la aparatul de specialitate al primarului Comunei Scorțeni, județul Bacău. Vreau să vă dau cuvântul, da. Că avem o expunere de motive, da? Domnul avem? Pentru că era necesar lucrul acesta. Noi am mai discutat de mult, dar poate n-au fost un timp anume oportun. Tot au fost alte priorități, dar acum a devenit prioritatea numărul 1, privind funcționalitatea primăriei și a rezultatelor. Că totul plecăm de la resursele umane, care le aveam la dispoziție. Deci, era raportul, da? Administrația publică locală la nivelul Comunei Scorțeni, județul Bacău, este organizată și funcționează în temeiul principiilor descentralizării autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității acestora, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale. Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat unitar și indivizibil. Ținând cont de aceste deziderate, autoritățile publice locale ale Comunei Scorțeni trebuie să aibă dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și gestiona în numele și în interesul comunității locale pe care le prezintă în condițiile legii. Acest drept se exercită de către Consiliul Local și Primar ca autorități ale administrației publice locale alese prin vot egal, direct, secret și liber exprimat. Având în vedere prevederile ultimului prefect județul Bacău numărul 40 din 9-3-2017 privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea sau autoritatea sau coordonarea guvernelor, a ministerelor și a prevederilor ordonanței numărul 63 din 2010 privind modificarea și completarea legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale și pentru stabilirea unor măsuri financiare se comunică faptul că numărul de posturi disponibile este 25, din care 3 sunt aferente serviciului de poliție locală, precizez următoarele. Structura și organigrama existența la nivelul OAT Comuna Scorțeni este reglementată de avizul numărul 28.725 din 2015, emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și înregistrat la Primăria Comunei Scorțeni cu numărul 2973 din 19.8.2015. Consiliul Local al Comunii a aprobat organigrama și statul de funcții pentru două funcții de ales local, primar și viceprimar, o funcție publică de conducere secretar, o funcții publice de execuție și 10 posturi contractuale pentru punerea în aplicare a activităților date în competența autorității executive din Comuna Scorțeni, prevăzute în acte normative în vigoare, primarul beneficiază de un aparat de specialitate. Acest aparat este structurat pe compartimente în componența cărora intră funcționari publici și personal contractual. Prima categorie este supusă reglementărilor
legii numărul 188 din 1999, la funcțiile contractuale codului muncii, având în vedere că norma verificărilor efectuate în compartimentul contabilitate, venituri s-a constatat că la nivelul AT Comuna Scoțeni există un debit de circa 616.000 lei compus din amenzi de circulație, 230.000 lei amenzi contravenționale, 386.000 lei. Aceste sume sunt considerate la alocarea bugetului de către Consiliul Județean Bacău ca fiind sume la bugetul local, alocându-se bugetul diminuat față de această situație și impune modificarea și completarea organigramei cu înființarea unor noi compartimente respective, compartiment juridic, un post, angajarea unui jurist, grad superior care se ocupe de demararea procedurilor de acțiune în instanță și la biroul executorilor judecătorești pentru recuperarea debitului existent de circa 616.000 lei. De asemenea, în urma demersurilor făcute la instituțiile statului, se constată că existența compartimentului public de prevenire nu mai are domeniul de aplicabilitate, deoarece avem înființat și ocupat structura SDSU. Consider că în aceste condiții, în locul acestui compartiment, să înființăm compartimentul achiziții publice. Compartiment care se ocupe de accesări de fonduri europene și achiziții publice necesare. Se impune de asemenea înființarea compartimentului de poliție locală, așa cum este prevăzut în ordinul prefectului județului Bacău, numărul 40, din 9-3-2017, precum și un serviciu de pază locală, față de cele arătate mai sus. Vă rog să inițiați și să propuneți acest proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunului Scoțeni, județul Bacău. Da. O să vă rog pe dumneavoastră, mi-am discutat și ieri, dacă peste toată expunerea de motive a domnului primar, care și ieri am analizat-o, și pe discuțiile care le-am avut punctuale pe organigramă ieri, dacă mai aveți alte idei, dacă considerați că trebuie să mai cerem lămurire domnului primar, domnului secretar, doamnei viceprimar, pentru că trebuie să vă informez faptul că împreună toți patru ne-am luat noi așa acum vreo săptămână în gând să plecăm la drum în tot ce vrem să facem, să adaptăm scopurile organizaționale și cu o structură corectă de resurse umane care să susțină realizarea obiectivelor care le avem. Să fie de ajutor primarul în exercitarea actului administrativ, organigrama, susținută de o încadrare profesionistă, pe măsura proiecției care am făcut-o, dar în același timp să vină în ajutorul, și nu în ultimul rând, dar în primul rând, în ajutorul cetățeanului. Pentru că, în momentul de față, structura veche, care o știm cu toții, s-ar părea că nu mai corespunde cerințelor, necesităților din ziua de azi, a comunității, și printr-o consultare în prefectură, unde am fost personal, cu alte primării care sunt mai avansate în acest domeniu, a unor organigrame mai moderne, mai fluente, mai eficiente, am creionat și noi o organigramă care o supunem, în primul rând, aprobării dumneavoastră și, pe urmă, prin domnul secretar, la ANFP, la Prefectura Bacău. Și după ce o să avem aprobările de rigoare, să trecem și urgent pe urgențe, la încadrarea ei, să ne realizăm obiectivele. Dacă îmi permiteți. Deci noi ce hotărâm astăzi este un simplu proiect de hotărâre. Deci să însemnăm faptul ăsta, pentru că hotărârea vom lua tot într-un... După aviz. După ce se spune avizul de la Ministerul Internelor, de la administrația, de la agenția ANFP-ul ăsta. Aici aș mai avea o remarcă. La taxe și impozite, domnul președinte, da. Pentru că e bun financiar contabil 2, aici ar mai trebui să mai fie taxe și impozite, pentru că sunt contractual și ar trebui să fie 3. Ei sunt deja angajați contractual 3. Ne-am stat ieri. Da. Eu vreau să vă spun că nu putem desfința un post, pentru că ei sunt 3. Tanciu? Mi-am considerat că doamna Stanciu, fiind casiera, este în același compartiment, da. Nu din același birou, cu contabila.
Dar numai că este funcționar public, doamna Nedel, pe când doamna Stanciu este contractual. Da. Și atunci trebuie să facem diferența. Lăsăm doi la financiar contabil și la impozite trei care sunt actual contractuali. Luptem. Păi depășim... Noi am... Să știți că a fost o variantă de lucruri. Colegii vă pot confirma. Dacă nu, da, aici vreau să ajung. Pentru că postul există, domnul consilier. Există, așa e. Este și este și încadrat. Da, este și aici. Da. Noi, noi avem compartiment taxe și impozite, domnul secretar aici. Și care sunt contractual toți trei. Sunt contractual toți trei, dar când vorbim de taxe și impozite, parcă casiera nu-i locuie aici. Nu, știți la ce se referă, domnul secretar? Se referă așa, la compartimentul contabilitate, unde avem acolo financiar contabil, financiar contabil, este compartimentul unde trebuie să fii funcționar public. Iar doamna Stanciu nu este funcționar public. Deci este clar că noi nu putem să-i desființăm postul ei, care este contractual. Sunt nicio formă. Asta ar însemna că dacă noi trecem doi la compartimentul financiar contabil, ar trebui să îi dispară postul ei și dumneavoastră să participe la un concurs, să organizeze concurs pentru funcționar public. De asta se referă. Aici era problema de singura problemă. Atunci revenim la proiecția inițială. Păi exact cum am gândit-o. Și am gândit-o ca esență. Deci casierul este de esență financiară. Și am zis că este mai normal să facă parte din financiar contabil. Dar pe aceste motivări, care le-ați expus, funcționar public, personal contractual, cred că nu ne împiedică să mergem tot cu 1-3, cum a fost, de fapt, inițial. De acord, domnul primar? Și aș mai veni eu aici. Îmi pare rău că la registrul agricol, noi, în vechea organigramă, avem prinse două posturi. Postul doamnei Alice. Nu știu dacă legal putem să desfințăm cele două posturi care sunt deja. Sunt contractuale și următoarea Consiliului. Nu. Deci avem ăsta... Unul era funcționarul public și unul era personalul public. Unul era personalul contractual. Deci noi, dacă am mers în loc de doi, am mers cu unul, a rămas funcționarul public. A rămas, da. Înțelegem prezența noastră, dar discutându-ne. Împreună, acolo, am, și fiind și limitați la organigramă prin adresa prefecturii, a trebuit ca să dimensionăm în altă parte, unde era nevoie. Și atunci, nemai având încărcarea necesară, a rămas numai funcționarul public. Ei, aici, de ce ridic problema aceasta? La funcționarul public, după cum e trecut acolo superior 1, asta ar însemna că trebuie să ai în jur la vreo 5 ani de timp. La consilier. Da. La cel principal. Dar noi discutasem pe medii principale. 5 ani. Deocamdată suntem pe proiect acum. Da. Și fixăm pe urmă până deci, nu, eu aici din ce veni văzusem, deci... Încă dacă puteți observa, încă nu s-au pus gradațiile. Acum lucrăm pe organigramă să vedem să cădem cu ordinul prefectului. Că așa mi-a spus. Discutăm pe organică. Sigur. Când o să intrăm la detalii după anumite aprobări, atunci discutăm pe nivele și pe clase de retribuire. Vedem. A luat cuvântul doamna Cobus, e ok. Dacă mai e cineva, să discutăm despre... Administrativ, întreținere și de servire. Da. Deci este personalul contractual. Așa. Acolo aveți trei posturi, sigur. Nu mă mai uit, că știu că sunt trei posturi. Guardul care e femeie de serviciu. Șofer, avem unul încadrat și două libere. Da. Guardul este încadrat, doamna care există. Am mai mers pe șoferul. Celebrul șofer care nu reușim noi să-l încadrăm, dar trebuie să-l încadrăm, doamnă. Domn primar. Așa și trebuie celălalt. Să facem. Și mai avem un post... Nu, cu făchistul am stabilit noi. Cum o să numesc? Îl lăsăm pe la buldozeresc, este foarte important, în dinamică, în viitor. Dar discutând în patru noi, ne-am gândit ca în momentul când o să încadrăm șoferul, da? Pe perioadă, pentru că nu are atât de mare încălcare, o să-l calificăm noi pe necesitatea oatului, ca pe perioada rece, face un curs, doamnă, de 7 milioane, 2 săptămâni, îl autorizăm și pe timp de iarnă îl folosim. Și vă spun și de ce. Noi, dacă dăm drumul la cărămidele astea culturale și îi dotăm anul ăsta, cu siguranță avem la fiecare
că vin câte o centrală termică. Cu siguranță trebuia să se intrăm din nou pe organigramă. O să avem evenimente, o să avem... Da. Așa. Ei, atunci o persoană calificată trebuie să răspundă și de aceste instalații câmpii. Domn primar, la timpul respectiv, da. Dumnezeu să dotăm camerele. O să rămână două o să intrăm din nou pe organigramă, că avem competență pentru personal contractual și o să mai facem un post pe necesitate dacă... Atunci, ca să nu plătim acum dinainte... Trebuie, dar să vedem noi cu dezvoltarea infrastructurii. Mai avem vreun comentariu? Ieri au fost, am discutat mult, dar să știți că pe tema asta a organigramei unei instituții poți discuta o săptămână, o lună. Da. Și tot apar, că aici totdeauna noutăți, când vine fiecare cu... Dar am zis noi că cam aici suntem, că să ținem cont. Și de ce avem aprobat? Și de bugetul care îl avem, nu putem sări calul. Eu la inițial făcusem eu o proiecție, documentându-mă cu alții, am fost și prin prefectură cu vreo 28 de posturi, că așa am văzut-o pe la alții. Dar cred că a venit domnul Vasile de la prefectură, a venit cu o adresă prin care Oat Scorțeni, avem 22 plus 3. 22. Și am început să tăiem după aia. Aia e treaba. Deci, asta e, nu e ușor. Când e vorba de buget înseamnă de funcție. Că la juridic rămâne o persoană, nu? De chimii 5 ani sau cum? Și acolo, exact cum a spus domnul primar în motivare, este un compartiment care apare acum în toate structurile de, juridic, da. Contencios administrativ. La noi avem și niște probleme care vin din ani din urmă, da. Cu recuperarea amenzilor, cu asta care ne, de fapt prefectura, Ministerul Administrației le consideră surse proprii de buget, pentru că asta vin la bugetul nostru. Noi avem 6 miliarde de lei în amenze și se justifică aici, pentru că vorbesc de executare silită, nu o face nici primarul, nu o face nici secretarul. Trebuie un specialist acolo, un jurist care noi am stabilit, doamnă, ieri, ca să aibă minim 5 ani. Minimum 5 ani. Minim, deci ca de la mine agricol, toate apar la 5 ani. Cam așa am spus. E o problemă că de ce nu-i deputat, că nu știu ce, dar am zis, hai totuși să, că avem atâtea rămâneri în urmă, să mergem pe o... Ziceți, domnul Vică, că poate mai aveți vreo treabă, că dumneavoastră mai stați, mai le mai așezați, le mai... Cu poliția locală. Da, ieri am venit, am urmă cu poliția locală. Cu poliția locală. General, am discutat despre asta. Cu poliția locală, vreau să vă spun câte mersurile astea sunt făcute de pe vremea Lumecea, pe structura poliției locale, să știți că eu am văzut în alte locuri și mi-au spus unii din lecțiile lor învățate, că era bine să facem un compartiment de bază, în loc de 3 făceam 5. Dădeam un salariu sus la... Un polițist? Dar dacă demersurile așa au fost făcute acum 2, 3, 4, 5 ani de zile și ne-a venit chiar adresa scrisă, problema este că, într-adevăr, cu 3 polițiști locali, cheltuielile sunt destul de mari de salarizare, de drepturi. Și nu se poate face nimic? Nu, angajăm unul. O să... Deci ei sunt, o să fie 3, dar angajăm unul. Bă, cât bani avem anul ăsta? La anul, dacă o să avem mai mult, mai angajăm. O să-l rog pe domnul Danila acum, că tot discutăm de organigramă. Și ce să discutăm un pic. Sau doi... Deci o să discutăm... O să încercăm dacă cumva să renunțăm la... 3. La, nu, la, nu renunțăm la 3. Nu, ordine la prefect. Dacă este ordine și este până la minister în situația aprobată. Dacă facem un polițist local cu drepturile, că acum ei au drepturile de la Poliția Națională, poate celelalte două posturi, domnul secretar, să punem un prim problema, poate putem face 4, pentru că satele noastre sunt pânzite. Sunt pânzite. Eu după mânt, dar vedeți să vă, sigur, vă completez un pic. Ne-am vizitat luni, încă o dată, marți, am zis să merg la doamna Volcescu, am primit telefon să ne oprim un piculeț, pentru că se modifică iarăși ordinul. S-a schimbat garda. Da. Știți, acum spus. Da. Așa? Și ca atare... E o nouă concepție, da. Este, este prefect de la... Alt partid, altă treabă, nu știu, nu mă pricep. De la de la AVE. Deci, ca atare, deci, în principiu mi-au zis să merg, pe ce am proiectat. Și așteptăm până să trimitem la București, să vedem de ce? Dacă se schimbă sau nu se schimbă, că au zis la nivel de județ, acum nu știu dacă am fi prins și noi. Polițiștii locali sunt funcționari publici. Da. Da. Dar compartimentul de pază sunt în competența noastră. Da. Și mai simplu. Eu dar am gândit doar că... Ar fi și mai bine, ar fi și mai bine. Da. Nu, e bine așa cum... Domnul primar zicea, domnule, că au o mai mare, o mai mare competență, dar puterea la oameni ăștia nu dă voi. Prin fișa postului. Da?
Rămânem deocamdată așa și probabil că o să mai discutăm despre organigram undeva mai pe toamnă. Da. Dar așa să afară avizul de la ANFP și atunci... Deci ne mai fiind alte obiecții ca să nu pierdem timpul, supunem la vot această organigramă și cu celelalte chestiuni care le avem în dinamică o să... Bun. Suntem de acord toți. Da. Limitare, da? Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării nivelurilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicate în anul fiscal 2017. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Nichita să ne puncteze din vederea compartimentului specialitate, aș vrea să vă spun că era necesar o reactualizare a chestiunilor astea. Noi trebuia ședința asta să o facem în decembrie, după ce a apărut și acea modificare, s-au redus cele 102 taxe. Trebuia să vedem atunci care sunt și sub incidența Comunei Scorțeni. Mai discutam și atunci despre acest nivel exagerat la amenzi, la impozite neplătite, pentru că baza legală a funcționarului care percepe taxele și impozitele pe anul în curs, începând cu 3 ianuarie, este hotărârea Consiliului Local. Deci asta este. Este lege, cod fiscal, procedura fiscală, toate chestiunile astea, dar noi trebuie să discutăm în concert. De acum, domnul primar, vă rog, anul decembrie, cât suntem în viață toți, discutăm pentru anul următor, pentru că anul fiscal, domnilor, doamnelor, începe cu 1 ianuarie. Deci asta e ideea. Deci nu a fost o dorință expresă a mea. Așa prevede legea și atunci a... Doamnă? O să vă rog eu să fie nu anul iunie, deoarece în decembrie multe persoane juridice solicită copie după acest HCL. Da. Așa o să o facem. Ca să venim în sprijinul celor care au nevoie. Da. O să o facem noi. Deci dumneavoastră ne trageți de mână la timpul respectiv, ei, cu materialele de specialitate și la ședința ordinară pe luna noiembrie o discutăm. Poate în decembrie și așa sunt mai altele de sfârșit de an, rectificări și alte probleme. O facem în noiembrie. Mai operativ. De acord. Da. Sunteți de acord, nu? E o propunere constructivă. Doamna Diana. Pe scurt, că doar lucrurile nu sunt atât de... Și pe urmă trecem la discuții, la anumite întrebări, ne lămurim. Impozitele și taxele locale constituie venituri la bugetul local al Consiliului Scorțeni și sunt reglementate de legea 227/2015 privind codul fiscal actualizat prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 46 din 31/2016. Impozitele și taxele locale, precum și amenzile și dobânzile aferente acestora, constituie venituri la bugetul local al unității administrative teritoriale. Veniturile provenite din impozitul asupra mijloacelor de transport cu masă maximă autorizată mai mare de 12 tone constituie venituri în proporție de 60% la bugetul local și 40% la bugetul de stat. Conform prevederilor articolului 6 din legea numărul 1/2017, legea numărul 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru se abrogă. Iar la nivelul unității administrativ-teritoriale vor fi eliminate următoarele taxe. Taxă pentru eliberarea de către organele administrației publice locale și centrale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care în exercitarea atribuțiilor lor sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o taxă extrajudiciară de timbru mai mare. Taxă pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal, pentru animale sub și peste 12 ani. 2 ani. Taxă pentru transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române, actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine. Taxă pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară la cerere a actelor de stare civilă. Taxă pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate. Taxă pentru înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei. Taxă pentru înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului. Precum și taxele pentru înmatricularea permanentă sau temporară a autovehiculelor sau remorcelor, pentru autovehiculele și remorcile cu masă totală maximă autorizată până în 3.500 de kg și pentru cele care depășesc 3.500.
Față de cele relatate mai sus, propunem primarului Comunei Scoțeni inițierea proiectului de hotărâre privind actualizarea nivelului impozabil a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, conform modificării prezentate, și stabilirea procentului pentru taxa pe spectacol, conform capitolului 7, articolul 41 din legea 227/2015 privind codul fiscal. Înscrieri la cuvânt. O mică întrebare, o să vă pun eu ultimul. Da? Să vedem întâi. Sunt vis-a-vis de acest aspect discuții. Văd că nu sunt. E foarte ok, doamna... Sunt. Da? Bun. Păi atunci nu. Mai fiind altcineva? Da. Nu știu. Era bine să fi prezentat, să fi fiecare taxă, cum se plătește, extravilar, nou. Avem o anexă. Da? Da. Nu există un material, dar să ne... Deci anexa numărul 1 are... Ne duce cu timpul de... Adică mă gândeam dacă... Nu, dacă... Adică poate erau persoane care au dat suma respectivă, s-o punea în discuții că... Na, e prea puțin, să e prea mult. Nu știu. Da. Uitați, păi, domnul Danilă are o idee, a spus. Sunt impresionat. Deci, eu îmi supun să-ți dau dezbaterea așa cum reiese din raportul din materiale. Deci, taxa pe spectacol. Cât a fost, cât o fixăm ca să depășim cazul legal. Atât. Restul este la fel și doar s-a supus. Adică, dacă o să avem funcționare, domnul primar, deci pe dezvoltare. Haideți să vă citesc eu. O să avem cămilele. Și vrem să facem spectacole pentru asta, spune mine. Spectacol să fie spectacole. Trebuie să avem și aprobat. Putem să ne avem datele și obiceiuri de la Sfântul. Deci, întâi să avem... Hai să vedem baza aici. Și fixăm taxa pe spectacol. Haideți să vă... O ținem cuvântul doamna Nici. Ia spuneți, doamna Nici. Deci, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. Se hotărăște cota de impozit după cum urmează. Până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operet, concert, filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf sau spectacol de circ, orice competiție sportivă internă sau internațională, și până la 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la litera A, la primul punct. O aprobăm taxa, să dea Dumnezeu să avem căminile puse la punct, dar avem bani la dezvoltare, domnul primar, nu? Deci noi trebuie să stabilim procent. Primul punct este până în 2 și al doilea este până în 5. Da. Până în 5, da. 2 și 5, pentru punct. Deci este maxim? Da. Cum propuneți? Deci o supunem la vot, taxa asta. Este conform... Deci până în 2... Avem aprobată și adăugată ca bază legală, în discutată și aprobată și de noi. Când va fi să avem tangențe cu această taxă, o avem aprobată, și în proces verbal și... Și o punem în aplicare. Și o punem în aplicare. Deci... Deci 2% pentru teatru și celelalte și 5%... Exact cum s-a citit. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării nivelului impozabil impozitelor și taxelor locale ale și alte taxe similare acestora aplicabile de la anul 2017. Deci facem total. Deci, Consiliul Local hotărăște, se aprobă actualizarea nivelului impozabil impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile în anul 2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Scoțeni, județul Bacău, instituții prefectului, județul Bacău și adusă la cunoștință publică, conform legii. Acum, cine este de... Ridicăm și supunem la vot această reactualizare pe baza și documentarul de specialitate. Spun eu două vorbe și vă pun și o mică întrebare, care nu neapărat se referă la taxe și impozite. Revenim un pic la acea sumă foarte mare de amenzi. Și astea sunt bugetul nostru. Vin din peste 6 miliarde, nu? Da, 6,5. Doamna Nichita, asta sunt amenziile de circulație, la amenziile contravenționale. Bun. Dar spuneți-mi un pic, cam, da, nu vă cer la leu. Informativ.
La impozite, pe mine mă interesează, la impozitele cetățenilor, deci persoanelor fizice și juridice, cam ce sumă avem estimativ? Pe total, persoane fizice și juridice, în jur de 400.000 de lei, plus 270.000 majorări. Opa! Deci de ce mi-ar frică? N-am scăpat. Deci atenție, dragi colegi! Deci avem 6 miliarde, de, peste 6 miliarde. Aici, așa cu astea. Și dacă stăm și adunăm 400 și ceva de mii, 4 miliarde, iar avem 6 miliarde la taxe și impozite. Haide. Deci, iată, dacă se justifică ceea ce gândeam noi cu executarea silită și vreau ca cetățenii să priceapă treaba asta, că noi aici funcționăm, nu că vrem noi să punem, să impunem chestiunea asta, sunt date de lege, de codul fiscal. Și dacă la, dacă la amenzi, amenzile rămân aceleași, la taxe și impozite în partea asta la dus cu penalități? S-au dus la 200 de milioane de asta. Domn secretar, domn primar. Ce se poate face? Doamnă, haideți să, deci, deci, haide să gândim până când o să avem organigrama aprobată. Până când o să avem juristul care se va ocupa. Dăm noi exemplu de a nu fi dator noi, ca și consilieri. Avem datorii la primărie. Mi-a luat o treabă, da. Aici am nu, era noi prima întrebare. Dat un bun exemplu și după aceea să ridicăm pretenții la alții. Bun. Este foarte bine ce ați spus. Deja mi-ați luat o, a doua întrebare, mi-ați luat-o. Dar trebuie să găsim o soluție. Domnul primar, trebuie o soluție urgentă. Care e soluția? De ce înștiințăm, chemați? Sunt trei pași. Da, care s-au făcut. Citiți un pic și hotărârea guvernului. Cam, deci, care, cam ce urmează? Da, da. Deci, înștiințare, somații... Deci, este începută procedura încă de anul trecut. Dacă îmi dați voie să vă explic un pic. Haideți să ascultăm, avem pădărea de guvern în față. Deci, procedura... Oamenii trebuie să știe ce spune lege. Da. Deci, procedura este începută de doamna Nichita, pentru că ele urmează adrese la ITM, Casa de Pensii, Direcția Muncii, ANAF, peste tot. Trebuie să primim tot calupul ăsta de informații. Ce avem noi debitori, ne trimite și ne confirmă dacă lucrează sau nu. Și apropo, dacă lucrează sau nu, dacă cei care lucrează să fac oprit, cei care vine și mă completează ordonanța, modificarea, de fapt, ordonanța asta 17, care modifică OG-ul 2, care spune așa. În cazul în care contravenientul, aici lucrăm pe contravenții, că chiar spunea domnul președinte că unde avem contravenții, unde avem impozite, spune așa. Persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al OAT-ului, conformitate cu prevederea articolului 39, alinea 2 litera, în raza căreia domiciliază contravenientul, va seziza instanța judecătorească în a care ce funcție domiciliază, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea din amenzii care a fost achitată. S-ar putea să mai fie achitat. Procesele și cererile privind înlocuirea amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, în curs de soluționare la data așa prezente, se soluționează de către instanțele legale investite. Eu am luat deja legătura cu cele două birouri. De fapt, am făcut adresă la domnul Bindileu, mi-a comunicat domnul Dănelă, zice, noi suntem supuși codului fiscal. Dar sunt situații când omul are bunuri și cum procedăm la executare. De asta aș vrea ca poate până la finalul lunii mai să primesc cel puțin două, trei spețe, să le înaintez către instanța judecătorească, să vedem ce probleme ridică ei ca să putem demara la calupul mare până la 10 miliarde. Nu 12, cât Dumnezeu să... Deci 6 plus 6, domnul. Da, 12 miliarde. Prima dată este să dăm, să demarăm, să vedem cum pune și instanța de, de judecată problemele la spețele noastre. Că sunt, noi scoatem toți, somați, înștiințare. Așa vreau și eu o întrebare, dacă se mai... Da, vă rog, spuneți. Am scris la cuvânt atunci. Dacă situația asta e actualizată, pentru că există posibilitatea ca o persoană decedată, fie trecut de acolo cu impozite, bineînțeles, poate nu au plătit atunci, dar de la ea oricum, cum îi mai recuperăm? Domnul Hagiu, situația este din program, este actualizată, aici sunt nominal, aici avem nominal aceste sute de oameni, am convenit cu domnul primar, sunt date confidențiale, totuși, nu le facem publice, urmând ca aparatul de specialitate să lucreze exact pe ele, la dispoziția primarului,
să le trimită acasă, să urmăm procedura care a citit-o domnul Danelu. Oameni buni, nu mai e de joacă. Deci nu mai e de joacă. Deci noi întreb degeaba. O să ajungeți... Deci la noastră situație de asta era cu salubritatea. Bine, tot era tot taxă locală, cumva. Respectiva salubritate. Era trecută bunica moarte din 2001 și îi venea taxa de salubritate. O trebuie să fac cereri că îi moartă, declarație de asta. Și de-abia atunci și sta chestia. Da. Chestiunea asta, cred că ați văzut că am găsit și morți pe lista de voți. Pot să vă lămuresc și un pic cu privire la și la aspectul care a spus dumneavoastră și cu privire la posibilitatea, că a spus dacă au decedat persoane și cum se pot recupera bani. Ei, sunt persoane care au moștenitori. În momentul în care se dezbate o moștenire pentru a te duce la un notar, când trebuie să duci la un notar, ești obligat în lege să vii cu certificat de atestare și scadă pe zero, că altfel nu se dezbate moștenirea. Deci, automat, când vor ajunge să înstrăineze sau na, terenul sau bunul care îl are, automat o să trebuiască să plătească, că altfel nu se eliberează. Asta e legea. Deci, bine, asta e o pozitivitate. Ei, cu morții, pentru... cum a spus dumneavoastră cu bunica dumneavoastră, cu salubritatea. A fost când s-a demarat în 2011, serviciul de salubritate, până în 2015, inclusiv, a fost contract direct între primăria OATS Poțiești și societatea prestatoare de serviciu. Nivelul și modalitatea de încasare a banilor era pe gospodării. Înțelegeți dumneavoastră câte numere, blocuri de casă, câte case sunt, era 60 de lei pe casă. Bun. Da, ei, automat, ca să puteți fi scutit de la taxa de salubritate, dumneavoastră, moștenitor sau cine, o rudă, trebuia să vină în fiecare an cu, sau odată măcar cu copii după certificatul de deces și cocierii, prin care aduceați la cunoștință compartimentului de la deveniturile și se făcea radierea din această listă. Sunt suficiente. Da? Deci asta e ce fost să deci asta este pe taxe și impozite. Când o să avem și compartimentul încadrat după toate derulările astea, probabil că se va trece și oamenii trebuie să știe că nu-i de joacă cu treaba asta și că datoriile sunt datorii și astea trebuie să plătite. Asta e treaba. Când vii cu executare silită și îți ia din bunuri, păi acolo, numai acolo unde nu ai ce lua să ajunge să faci muncă în folosul comunității. Dar eu nu cred că sunt atât de multe cazuri încât să vedem aici sute de oameni că fac muncă. Nu. Deci au... bunuri au... Nu, păi executarea se face pe bun, nu pe persoană. Exact. Iar dacă toți suntem la capitolul acesta, rugămintea mea este ca la nivelul sistemului de la Sobis, unde fiecare compartiment aveți numai rubricuța voastră. Activ doar ce vă vână a voi. Ei, dar întotdeauna, într-un sistem există accesarea bazei de date la tot ce înseamnă compartimente. În schimb, nu pot eu să intru să modific, pentru că eu nu intru decât pe compartimentul meu. Deci acest program aș vrea să fie actualizat. El este achiziționat, numai că trebuie actualizat suplimentar financiar pentru a se activa... De ce spun? Celelalte compartimente. Ia de la venituri și taxe, da? Poate să elibereze adeverință de rol în care ea vede exact pe datele cuprinse de la registrul agricol. Acum, nefiind actualizat, nefiind operațional această corelare între compartimente, se lucrează pe bucățele. Așa când vine și dă o adeverință, este foarte ușor să uită și spune. Domnul primar, pot să facă... Deci doamna este să facă un preparat către dumneavoastră. Eu aprob și... Veniți cu asta, o aprobăm fără discuții și realizăm acest sistem integrat. Sistemul respectiv. Da? Deci numai... într-o parte apare o persoană cu pământ la registrul agricol, la impuneri nu apare, deci nu are, este zero lei, nu se poate. Când avem nevoie de pământ, să avem, să demonstrăm că suntem proprietari de 100 de metri pătrați, dar nu neapărat. Pentru
orice problemă, atunci apare pământul la registrul agricol, dar totuși pe el nu se plătește la venituri. Da. Și atunci, fiind adică corelat... Sunt informațiile între compartimente, da, trebuie da, să... Da, comună... Foarte bună observația, deci compartiment de specialitate, eu să... Toată situația asta trebuie rezolvată până, să spun, în luna noiembrie al acestui an, pentru că din anul 2018 o să fie o unică prestație socială și atunci noi, funcționarii, trebuie să avem, să putem intra în toate, în toată partea de dată. Registrul agricol, impozite și taxe și în afară de asta trebuie să demarăm cu 4 data mele. De noiembrie mi se pare prea mare. Prea mare, da. De ce spun? Deci, trebuie să avem în vedere că în perioada iulie-august vor veni cei care sunt plecați în străinătate. Și va fi un aflux de solicitări, fie pentru una, fie pentru alta. Eu consider că lunile acestea, mai, iunie, unde sunt un pic mai... nu că n-ar fi activitate, Doamne ferește. Tocmai. Bun, concepția este clară. Haideți să o scurtăm, pentru că vrem să trecem și peste punctul care îl avem cu școala, care nu este un punct nou, da? Aprobarea contravalorii, cred că sunteți de acord, la taxe și impozite. Votăm reactualizarea taxelor și impozitelor cu amendamentele care le-am făcut și cu amenzile și cu taxele și cu implementarea sistemului integrat, care este foarte bine. Foarte bun. Asta e. Deci pentru punctul cu decontarea cheltuielilor, e și doamna directoare aici, nu sunt probleme. Noi avem asta lunară, o votăm. Da. Am observat... Dar vrea să intervină și iar, dar și eu. Îi dăm voie. Îi dăm voie. Și vreau să o ține până la final. Da, pot să mă găsesc în parlamentul. În legătură cu ceea ce am vorbit și ieri, când am venit, banii, până la urmă, unii zic că sunt, alții zic că nu sunt, noi nu i-am văzut. Deci ce avem, doar ce a fost separat, este aia 36 de lei, care i-am defalcat și vă pot face o hârtiuță să vă las fiecăruia. Am înțeles că domnul a vorbit cu doamna Alina, noi n-am mai găsit ieri în primărie să ne spună că o zis că sunt bani, nu știu cum i-am împărțit. Dar am vorbit cu domnul primar, să vedem și dânsul. Și am zis că mâine, da. Ce am spus noi. Mâine vine și doamna primar și mergem exact la doamna ca să... Nu, care e situația. Acum s-au pus foarte multe chestiuni, chiar și noi în Consiliul Local. Da, nu putem să spunem că ne desfășurăm activitatea la un randament maxim, pentru că acest control de o lună și jumătate al Consiliului Local afectează foarte multe anumite aspecte administrative de organizare ale noastre. Că sunt oameni supuși controlului. Și când ești supus unui control, este foarte greu să mai rezolvi și celelalte probleme curente. Deși așa ar trebui să le rezolvăm totodată. Dar domnul primar cunoaște problema, am discutat-o cu dânsul. O să discutem. Eu am semnat de atunci, hârtiile sunt plecate. Eu am văzut, chiar am spus că nu știam exact ședința. Cert este că doamna, dacă contactează o firmă, trebuie să aibă bani în buzunar. Acum știți cum este, nu-i neapărat dacă contactezi o firmă trebuie să ai și bani, pentru că tu ai deja prins în buget, primit de la direct de la pe bugetul, de la bugetul centralizat, ai deja prins bani pentru reparații curente. Iar lucrarea aceasta nu este pe investiții, ci este pe reparații. Da. Deci clar există bani, inclusiv din bugetul școlii, efectiv, nu neapărat din banii primăriei. Experiența a fost de director. Deci nu. Ca să demarezi o lucrare, nu neapărat... E drept, dar din bugetul meu, dar e fundamental de buget pentru anul trecut, pentru anul acesta, am luat foarte mici modificări și încă erau undeva, îmi pare locul 19 de anul trecut, a doanei, erau cu o sumă modică, mai mică. Din care mi s-au tăiat foarte multe. Știu. Da? Inclusiv la repararea microbuzului. Adică microbuzul se învechește, trebuie reparați mai multe și nu mi s-au luat 10 milioane. Noi am mai făcut o treabă și am promis. Dar de la discuțiile de data trecută, aș fi spus că în luna iulie, când... Acum sperăm să ne trimite alt microbuz, dar nu știu cât. Știți cum? Ridicăm mâna în sus, o lăsăm pe doamna ca să... Dar,
Că banii nu puteți dați înainte, că fiecare dată. Acum, dacă faci o societate să ce dați banii, dați ceva acolo. Sunt bine, nu dai banii de prima dată. Până, domn primar, vedeți dacă au venit invitații. Vreau ca să, cei care aveți pentru rubrica diverse, interpelări, câteva problemuți, punctual, câte un minut fiecare, să le spunem aici. Unele sunt de interes public, altele sunt ca întrebări pentru domnul primar. Și a mers cam greu, văd că totuși, așa. Și doamna, deci să le consemneze în procesul verbal. Pentru că am de gând să propun și dumneavoastră să fiți de acord că de acum, după primul punct în care suntem de acord, aprobăm procesele verbale anterioare, de la ședința anterioară, să mai introducem o rubrică obligatorie, lunară, la ședința ordinară. Modul cum au fost soluționate, rezolvate problemele care au fost puse în ședința precedentă. Pentru că am observat din experiența aceasta a Consiliului Local de 9 luni, 10 luni, când suntem, că le spunem aici, dar rămân vorbite. În schimb, dacă domnul secretar, o să fie dânsul, președinții stă tot schimbă, după ce supunem aprobării procesul verbal și ne vedem dacă ne regăsim cu ce am solicitat, că trebuie să ne regăsim și în procesul verbal, automat o să fac o informare și despre ce, cum s-a trasat în ședința precedentă, să dăm și un termen, că domnul primar e lângă noi, la ședință, poate nu o să fie chiar în ședința precedentă, poate o să fie peste 2 luni, altfel uităm. Este omenește a uita, noi vorbim foarte mult și realizăm mai puțin. Trebuie să facem un echilibru între ceea ce ne propunem, dar și ce facem. Am înțeles că aveți probleme foarte importante pentru diverse. La diverse, da. Da? Dacă mai sunteți, o luăm la așa, domnul Ondu, deci o luăm în ordine. Deci doamna viceprimar, domnul Ondu, mai e cineva pentru că domnul Măgirescu, că am zis. Eram în restant. Da, și eu. Domnul Hagină, domnul Mihai Sădier, spuneam. Vreau să fim scurți. Un minut, maxim 2, punctat. De fiecare problemă. Da. Se consemnează. Pare eu, domn primar, nu e aici, dar... Da. 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 Doamna. Haideți să încep regli. Știți că s-a aprobat organizarea licitației pentru închiriere pășune comunală. Da. Este anunțul publicat, este afișat prin toate punctele pe unde am avut posibilitatea să afișez, este inclusiv pe site-ul primăriei. Data limită de depunere a cererilor, de fapt există două formulare, nu cerere, există două formulare pe care doritorii trebuie să le completeze și să în aceeași măsură trebuie să realizeze și un dosărel. Se depun până vinerea viitoare, este ultima zi. Acum. Iar licitația este săptămâna de după, că vine, 8-9 mai. 8 sau 9, nu știu exact. Da, da. De ce s-a lăsat până la sfârșitul săptămânii? Ca acea comisie să poată verifica fiecare dosar în parte. Fac precizare. Nu poate să se înscrie la o licitație cei care au datorii la bugetul local. Toți membrii din familie. Deci nu dacă eu am animalul, animalele sunt trecute pe numele meu și debit la primărie apare pe numele soției, nu voi avea dreptul să mă înscriu. Nu. Deci se depune cerere, trebuie să fie cu certificat fiscal zero, indiferent, soț-soție, până la urmă, dacă știți că nou, prin modificarea noului cod civil și concubinajul este tot sub formă de luat ca și căsătorie. Acum, pentru a nu exista disfuncționalități, aș dori să hotărâm aici, în Consiliul Local, că sunteți consilieri din toate satele, aproape toate satele, satele principale oricum sunteți.
să hotărâm ca pentru fiecare sat să fiți și dumneavoastră prezenți în ziua în care comunicăm doritorilor care, proprietari de animale, care doresc să primească pășune din pășunea comunală, să fiți și care au făcut. Nu, cererile respective nu le putem lua ca de bune, ci abia acum, cine se înscrie acum participă la licitație. O cerere depusă atunci a fost doar pentru demararea procedurilor care trebuiau făcute de către noi. Tocmai, are tot interesul. Și aș dori ca atunci când, să fixăm acum și dumneavoastră să puteți comunica aparținătorilor din satele dumneavoastră, ziua în care am dori să vină la o oră stabilită împreună cu dumneavoastră să-i puteți ajuta să-și identifice lotul care se scoate la licitație aferent numărului de animale la care este el proprietar. Deci haideți să facem un efort. Pentru că săptămâna viitoare toți trebuie să fim alături la această activitate, la întocmirea contractelor. Nu la prima dată este licitația și la, după aceea, dacă nu există contestații, specializat. De ce spun? Comisia de licitație. Este o activitate mare, laborioasă și trebuie, este necesar de oameni mulți. Problema aici nu este pentru deținătorii de vaci. Da, ăștia. Nu sunt probleme că avem deja terenul pentru numai da. Nu trebuie să așa nici. Trebuie să vină, să completeze cererea și formularul de înscriere, să plătească 5 lei pentru caietul de sarcini, 5 lei pentru înscriere la licitație, dar acele formulare, când le completează acolo, el spune subsemnatul cu tărică, el trebuie să-și aducă de la medicul veterinar adeverință. De asta zic. Dar nu, eu mă referam. Mă gândesc că nu toată lumea are 25 de ani, 30 de ani să fie pus în pas cu tot ce înseamnă modificări. Aceste persoane nu apar pe același lot ca să fie probleme. Nu, da, dar și ei trebuie ajutați. Da, trebuie ajutați. Eu așa. Hai să stabilim o zi când. Păi asta vreau eu să spun. Pentru că și așa, și așa lumea vociferează și spune că dumneavoastră, și bineînțeles că și eu sunt o consilier, luăm bani degeaba. Păi nu, doamnă, să știți că consilierul ia bani pentru indemnizație de ședință. Da. Lumea trebuie să înțeleagă așa că noi suntem comentarii. Un mic parlament. Da. Noi deliberăm. Aparatul de specialitate al primarului se ocupă de întocmirea documentelor. Haideți să terminăm atât cu suprapunerea de atribuții. Nu. Ieri au fost comentarii. Ei, comentarii nu se vor termina niciodată. Și consilierii lăsați-i. Deci noi luăm indemnizații de ședință, stabilim anumite legi pentru aparatul de execuție, le aprobăm, au un aparat administrativ, da? Eu nu vin consilierul Zanfirescu să le fac lor treaba la cei care sunt de specialitate sau alte treabă. Dar vin aici, le dau lămurii. Nu, că nu pot să vin la aparatul de specialitate din primărie în comentariile. Stați liniștit. Haideți să lămurim. Da, dacă către ei se duce așa. Haideți să nu ne lungim. Da. Și stabilit o zi când, cum, ca un jur de legat, doamnă. Săptămâna viitoare, da, deci. Nu liberalizare. Fiecare deținător deci de animal. Deci problema asta cu data. Deci trebuie o programare. De 5 mai e vinerea atunci sau când o fie. Până atunci. Deci toată săptămâna. Deci de mâine. Luni, marți, miercuri, joi, vineri. Da. Nu, luni liber. Atenție, fiind liber. Fără luni. Luni. Și problema este, dacă oamenii ăștia știu, eu să mă duc să nu știu care ești, cum au animale. Trebuie un anunț la punctele unde o să pleacă lumea, pe la magazine special, mai mare așa, acolo trebuie toată lumea. Să știe fiecare. Pentru că așa. Deci, în primul rând, trebuie o situație pe sate. Da? Al doilea rând, trebuie stabilit data, da? Pe sate. În data de cutare. Și să încercăm și noi consilieri, alături de aparatul de specialitate al primăriei, să rezolvăm această problemă operativă. Dacă vă uitați un pic în ce ați primit dumneavoastră la MAPE,
La procesul verbal din ședința anterioară, vedeți că aveți acolo niște tabele. Da. Le aveți, da? Da, da. E, gândiți-vă că acelea sunt făcute pe sate, vă rog să vă uitați. Sunt loturi scoase, da? Ei, la fiecare lot acolo, trebuie să se înscrie un om. Doritorul. Cetățeanul. Bun, putem trece mai departe, că suntem în criză. Deci, să s-a vedem acum, da, începând de marți, să punem așa, marți și miercuri, pe scoțieni. Marți și miercuri. Păi de asta am zis să vedem aici la consiliere noi. Marți și miercuri pe scoțieni, joi pe grigoreni, vineri pe floreci, că sunt animale puțin. Și ce mai e partea aia? Facem calculă, lăsăm pe luni, acela. Nu, nu, că luni e licitația. Luni. Atunci deci, se cumulăm grigoreniul în aceeași zi cu stejarul și cu șerpeniul și floreștiul câțiva 20 de animale sau câte sunt așa, într-o zi se termină. Foarte bine. Da? Bun. Repetăm. Ziceți, domnul Andu, mai aveți? Marți, miercuri. Hai să concluzionăm să putem lăsa procesul verbal. Deci 2 și 3 mai scoțenii, 4 grigoreni cu șerpeni, 4 maestri și 5 floreștiu. Da. Okay. Gata. Și pe 8, licitația, da? Da, vreau parte. Dimineața? Ei, atunci când, de ce vă zic? Că atunci când omul completează, îl și anunțăm că el trebuie să fie prezent în această sală în momentul în care are loc licitația. Că o simplu, un simplu loc, nu-i pe un simplu, unde acolo se face un proces verbal în care se spune, loc, se scoate la licitație lotul numărul 15, în suprafață de, din Tarlaua de. Da. Cine licitează la? Da. Cine e înscris? Cine participă? Cât dă? Da, da. Se face un proces verbal. Scurt, la subiect, împărțesc numărul de consilieri 13 pe sate, domnule. Domnule, la doamna a spus. De regulă pe satele lor. Am spus, pe satele. A spus, da. Domnule, hai să vă dau o repartizare. Dacă sunteți atent un pic și vreau să vă notați. Asta funcționează și cu, dacă vrem să ne implicăm și cu ajutorul social sau cu alte, nu-i neapărat. Cu ce să-i despise? Comentariile au fost vis-a-vis deci, de dar intră și cei care sunt la ajutorul social. E Grigoren pe deal. Responsabil, domnul Hagi Moziliu, Pivari, domnul Măgirescu Sorin. Da. Scorțier, pe Dragomireasa, doamna Anunța Avram, centru Vroti Vasile, biserică, cimitir, Ceaușul Narcisa, zona Ungureanu Nedelcu, Creangă Vasilica, dealul Roșu, Valei, Zanfirescu, Mihăiță, capul satului Zanfirescu, Eugen. Pe Florești, Sârg, Cipcă, Șambăruș, pe Florești, Rondu și Pavel Vasile. Bravo, a venit cu lecția învățată. Problema mai sunt reprezentanții aia, pentru fiecare sat care nu reprezintă. Haideți să vă spun nu, și să ai spune peste vorba. Delegat. Ascultați, o să facem demersurile necesare cât de curând, terminăm un pic cu nebuneala asta și cu curtea. Se treabă, identificăm trei persoane competente din satele astea care nu s-au acoperit în consiliul local, îi punem să strângă semnături să vedem că și alte și 50% sunt din locuitorii comunității care și să implicăm și pe ei alături de vor fi remunerați în funcție și ei ca cu același bani ca un consilier, în funcție de cât ori îi chemăm la ședințe. Da? Deci o să identificăm între persoane. E deja de oameni în atenție. Din fiecare stat, trebuie adunări generale, așa se numește. Adunări generale. Haideți să trecem mai departe, că mi-a plăcut. A venit cu lecția învățată primarul. Ziceți dumneavoastră. Niște întrebări, domnule, primar, avem și televiziunea. Sunt foarte multe discuții în urma proiectelor care... În ce stadiu se află proiectul care prevede asfaltarea drumurilor, Florești, Scoțieni? Asta. Și ce, și ce lucrări sunt prevăzute cât de cât pe... Așa, proiectul de asfaltare și alte două, care știți foarte bine, care le mai avem primat cu public și cu podul, se depun de data 2 martie la Ministerul Dezvoltării. Am ținut legătura săptămânal telefonic cu doamna care răspunde de proiect, a trecut de prima fază de selecții, așteptăm să fim anunțați în cazul în care trece și ultima etapă să mergem semnăm contractul de finanțare. Numai puțin vreau să adaug și ceva la cuveni vorba. Acolo la Florești, la, la Rățăn, la Dubas, cum se cheamă acolo, la Șerpeni, este un noroi, deci nu se poate intra. Acolo trebuie neapărat, păi, deci neapărat acum. Știți cum este? Până la genunchi, deci începând de la ei, de la stână acolo, nu se poate intra nici cu căruță, nici cu... Nici cu tractorul. Este dezastru. Acolo ar trebui măcar
acolo ar trebui, acum la început, lăsăm, că aici noi avem cum circula. Deci acolo nu se poate circula. Deci, și acolo și la, și ei la, nu pot merge, e dezastru ce e acolo, e dezastru. Nu ce avem. Nu să facem pe forma. Deci acolo e dezastru. Avem trebuie să reparăm pe primul. A doua întrebare mea este că sunt multe discuții și bărât de noua conducere, cei vechi grădi. În ce perioadă încep lucrările pentru terminarea lucrărilor căminelor Florești? Într-o perioadă mult mai scurtă decât aia anterioară. Cât de curând. Unii au făcut clădirea, noi nu putem... O să vă răspund din vorba de achiziții publică. Dar știți din ce cauză pun această întrebare? Că, băi, nu sunteți în stare. Băi, nu sunteți în stare să dați în varbice, eu am făcut altă. Am fost pe teren alaltă ieri, am fost la Florești. Am fost că noi am făcut data lucrării. Vă spun despre ce este vorba. Și vă lămuresc, este o problemă din cauza că nu găsim o societate care să ne facă fântâni. Înțelegeți dumneavoastră, noi avem sumele limitate. Am demarat, da, dar el nu poate lucra că nu are DSA, nu are, el taie numai chitanță și așa mi-a curtea de conturi bani înapoi. Da. Și acum lucrăm la chestii, cât de curând, deci dacă noi suntem acolo, mai făcut. E legea publice, care să facem licitație electronică cei care au. Deci cât de curând? Râdem noi, da? În ce mai întrebare? Nu, râd numai unii. Dar noi râdem cu ei, aici e problemă. În ce punct se află hotarul, domnul primar, a satului Florești, comuna Scorțeni, Beneșteri? Deci a satului Florești, comuna Scorțeni, Beneșteri? Din ce știu, limita este la Târâu Antal, parcul, fosta sondă, 6500. Deci acolo, parcul, da. Că Primăria Scorțeni, vă spun de ce, Primăria Scorțeni, în anii anteriori, când exista o groapă de gunoi, acolo a fost sancționată degeaba, pentru că nu s-a știut limitele. Limita nu era la drumul cum merge spre Sânduleni, ci limita este la Târâu Antal. Deci partea aia unde paște oi, pasc oile lui domnul Mondan, este a Berecului Tașa. Da, de ce așa am văzut? Domnul Gerescu, scurs la obiect, un minut. Atât. Problema nu e în carieri, care au citit-o la ședința anterioară, că nu se vedea deloc domnul fost primar Amorâș, că a stat 8 ani de zile și niciun proces... Păi vă dați răspunsul, a spus-mi că vă dați de vremea dumneavoastră obiectele care vreți. Păi dar cum, dar la sfârșitul anului, cei 8 ani, nu s-au făcut nicio inventariere? Nu pot spune că le-a semnat inventarul, care l-au luat inventarul, nu se... Inventariere au fost făcut fiecare an, domnule. Ce există? Dar este foarte greu de identificat, aici vreau să vă lămuresc, pe nominala, ca denumire a obiectului. În 2010 se numea, nu știu ce, PC, nu știu care. Acum e computer, nu știu care. N-au fost înseriate cu număr pe ele. Figurează în contabilitate cu număr, dar... Domnul primar, dar n-ați luat în primire, nu aveți? Domnule, este... Există, dar e greu de identificat. Eu te duc și m-au zis la nivelul multiplonul jumate. Nu dai, adică sunt, dar nu știi cum, care e. Negru, care e verde, care e alb. Deci nu ai... Să vă spun de ce. Pentru că nu s-au făcut la timp toate chestiile astea. Pentru că dacă fiecare primar, când intra în funcție... Eu ce-am identificat, când eram pe mandatul meu de viceprimar, bunuri, care le-am găsit stricate, care le-am găsit, am făcut procese, am făcut procese verbale de casare. Și pot verifica în spate, alea sunt casate. Lucruri, vă dau un exemplu, un fotoliu pat. Bă, a trecut de 25 de ani, dacă a fost. Dar unde e? Ce genunile am făcut? Problema că zi într-o funcție de primar, este chiar că ești tot inventarul care să de la cel los. Normal, inventarul există. Așa, până la urmă, să nu... Aici fie prizor. Plângea, adică plângea, se plângea că noi îi dăm... Punctul final. Deci, patrimoniul comunei Scorțeni este sub lupa Comisiei Curții de Conturi în prezent. Putem vorbi 3 zile. Eu am avut permanent argumente că nu s-a făcut, că nu s-a adres, că nu s-a actualizat, că nu, da? Lăsăm organul statului care este abilitat să vedem ce ne lasă în actul de control vis-a-vis de patrimoniul Comunei Scorțeni. Pentru că este o problemă care este la atribuțiunea să o verifice Curtea de Conturi, da? Da, da, mai departe. Iar domnul Amărâș, dacă a spus că ați recăutați pe vremea dumneavoastră, 27 de ani. Spuneți-i că dânsul a fost în ultimele două mandate mai apropiat, poate le găsește dânsul mai repede. Da, da, da. Da? Bun. Domnul Ovidiu. Da, eu vreau cu balastarea asta să întreb, tot am întrebat de pe 3-4 ori. Domnul Ovidiu. Ați povestit, bă, dar acum... Vă spun eu despre ce este vorba. Ne-am apucat de treabă, așa,
am o sumă limitată de bani, care știți foarte bine că când am votat bugetul este repartizată pe trimestri. Luăm balastul din depozit, îl punem pe unde zonele cele mai afectate, cum o spus și doamna cea ușă, trebuie să nu este nevoie. Că doar cu acordul dumneavoastră, să spun, în cazul în care se depășește suma și vrem să acoperim toată area pe unde este rău, să pot plăti de pe trimestru, adică să-mi fac o lucrare finală și o terminăm, și o diferență, dacă o fi 3, 4, 5 mii de lei, nu știu, sau poate nu o să fie, să o acoperim din trimestrul următor, ca să putem să terminăm adevărat drumul de jale. Gata. Punct. Jean Firescu Mihăiță. Eu dau și o altă întrebare, vă rog. Hai. La Căminul Cozdoral, dacă se rezolvă problema cu apa, toate celelalte probleme la Grigore sunt rezolvate, deci imediat după apă primim banii? Lăsați un pic că vă... Îți depuși documentele, le așteptăm, nu pot vă dau răspuns. Ziceți că la trebuie. Vreau să vă spun tot la fel legătură. Căminul, puteți să-mi spuneți și nou suma care s-a achitat până acum la... Suma conform contractului. 7 milioane și eu. Cât e contractul? Deci, cât a fost contractul? Deci e achitat toată suma integrală. Suma cât a fost contractul. Atât. Am înțeles. Deci mi-ați luat și domnul Hagimă și domnul Mihăiță, mi-ați luat problema. Deci în momentul de față am fost la recepția la Grigoren cu Afiru, mulți dintre noi, am citat acolo, să știți că pe ei nu interesează decât partea eligibilă la contract. Am pus și problema acelei părți neeligibile, de aproape 2 miliarde, dar nu interesează pe ei treaba asta. Deși acolo ne-au promis că o să verifice în documentele din primărie, acele minute care le invocă constructorul, nu, deci nici acum nu suntem dumiriți cu acea parte neeligibilă. Da, e un lucru important, că nu-i plătit așa ceva. În schimb, primăria noastră și-a plătit partea eligibilă pe bugetul local, da? Noi acum așteptăm de contul. Problema este că acolo ni s-a dat răspunsul foarte clar. Că acest cămin nu este funcțional. Atât timp cât nu este funcțional, nu primim bani. Funcțional înseamnă să facem plus de apă. Ați demarat pentru... Asta discutam și săptămâna asta. Dar am mai apărut o problemă. De partea de documentare. Le-am trimis. S-au rezolvat. Aici sunt... 100.000 de documente care n-au făcut. Și vă întreb eu. Le-am trimis toate. Dacă noi am avut o firmă de consultanți, dacă noi am avut o echipă din primărie care a participat la întocmirea de documente în cadrul acestui proiect și care au luat clase de retribuire suplimentare. Luni de zile. Bani. Milioane. De ce am ajuns noi ca în afară de acest lucru, puțul de apă, care o să-l facem dacă vrem banii, nu? Să avem și atâtea și să dea termene, 5 plus 5, acum măcar avem certitudinea cu tot documentarul ăsta. În prezent, dosarul, măcar ca document, este depus la AFIR? Este depus la iar din săptămâna trecută. Deci noi nu mai suntem în situația asta, deci l-ați depus, da? Deci atenție, consemnați, sunt depuse. Da, da. Aici au fost foarte multe probleme. Mai avem rezolvat problema puțului de apă. Cu cât o rezolvăm mai repede, cu atât vom lua banii mai repede. Cu oamenii vin din nou să vadă funcționalitatea camionului. Și-s banii noștri acolo. Da? S-s banii de la noi. Deci banii ăia să-i recuperăm. Celelalte chestiuni, că încă avem neclarități cu cheltuielile neprevăzute, o mai vedea noi. Dar trebuie să ne recuperăm banii ăștia. Deci asta este... Hai, domnul secretar, ce și dumneavoastră? Avem o problemă din o cererea doamnei... Două probleme. Amenajamentul pastoral în ce stadiu este? Mâine s-ar părea să apară domnul director Saulea de la OSPA. Da, așa. În sfârșit. M-am primit telefonul și a zis că mâine trec în coace să vedem cum încheiem contractul. Uh-huh, de scurt. Și să aveți în vedere pentru... Nu, dar ei vin la noi și discutăm aici. Să aveți în vedere modificarea pugului. Da. Urgent. Când dacă avem banii noștri, dăm drum. Tot timpul. Bani găsim. Chiar dacă facem economii la niște cheltuieli nejustificate... Domn primar, vedeți că planul urbanistic general... Când a fost? S-a de zile de 2012, cum oară. Deci, domn, haideți să... Acum, chiar... O uitați-mi eu, dar uit că a fost o doamnă. Deci trebuie să vedem, să ne întâlnim într-o ședință iar, în care sunt necesitățile să modificăm pugul. Păi cât o să poți? 100 și ceva, 200. Asta e, milioane. Da, banii respectivi, noi ne recuperăm imediat.
Da, pentru că loturile identificate și băgate în tub, dându-le spre închirierii concesionarii, în sfârșit ce mai este, alea din minutul următor produc bani. Prin această modificare a pubului, venim și în sprijinul celor care au vrut de ani, de zile, da, o bucățică de pământ să-și facă o căsuță, domn primar. Sau poate vor fi interesate. Se vor plăti, se vor face, vor plăti taxele care le așa. Se vor face propuneri. Sau poate din firme. Poate dă Dumnezeu ca această organigramă să fie viabilă, să nu întâmpinăm probleme la aprobări și la alte chestiuni, să o punem, domn secretar, cât mai repede pe urgențe, în încadrare, da? Și luăm, așa cum ați spus dumneavoastră, niște urgențe, urgențe, la urbanism e urgență mare. Pentru că... Da. Haideți și cu problema asta, că mai avem și colegii noștri din sat. Da. Să-i audiem și pe ei. Citiți-o, domnul... În data de 19... Nu, sunt pe drum. În data de 19 aprilie 2007... Doar că am întârziat. A fost înaintată o cerere, înregistrată sub numărul 2094, de către subsemnata Ceau și Adore Selena, în care solicită prin prezenta clarificarea situației juridice și a vecinătăților terenului și intravilan de aproximativ 200 de metri pătrați din curtea fostului CAP, în zona Mori, a decedatului Dichi Costel. Solicit această întrebări, am un proiect personal pe care vreau să-l realizez cu fondurile Uniunii Europene, am un amplasament social. Deci, ca atare, asta este o cerere care, așa cum este stabilit de fiecare dată, se va pune la diverse în Consiliul Local și se vor lua măsurile ca atare în confruntare cu prevederile legale. Da, domn primar, domn secretar, trebuie o procedură, deci o inițiere de proiect. Da. În Consiliul Local noi mergem pe proiect. Da. Deci dumneavoastră, cu aparatul de specialitate, vedeți oportunitatea, vedeți situația juridică a terenului acolo, că am înțeles că sunt niște litigi cu vecinătățile pe acolo, stăpânesc alții, nu știu care treabă. Deci dumneavoastră, sunteți inițiatorul acestui proiect. Da. Cu aparatul dumneavoastră de specialitate și dacă dumneavoastră veniți cu proiectul, cu expunere de la fața locului. Ce a fost la fața locului, scoate la... Deci va fi licitația acolo. Și îl scoatem la discuții, și aprobare în Consiliul Local. Deci nu ați inițiator de proiect. Altceva? Băi, ieșiți. Băi, scuze. Dragi colegi, ați venit cu o problemă. Puneți stai. În legătură cu problema de la Cordemlapă, noi am făcut toată instalația de la Tudor Emil. Nu deranjăm pe nimeni decât la Tudor Emil. Am strâns 50 de semnături. O parte ne-am găsit acasă. Vorba și 3-4 care sunt potrivă. Rog conducerea și cu domnul primar, când termina ședința, ca nu mai pierdem timpul, că așa să ne facă o aprobare și mergem și ne legăm la apă și sănătate bună. Nu avem bine din contra și gata. Acum ar trebui să vin eu cu o precizare. Apa noastră nu are autorizație emisă de către Seria Bacău. Potabil. Autorizație pentru ce înseamnă exploatare și distribuire trebuie tot de la Apele Române. N-a avut niciodată. N-a avut, nu are. Da. Acum, pentru, în primul rând, deci noi nu putem să avizăm așa ceva pentru că nu suntem noi la rândul nostru autorizați. Iar pentru noile racordări am primit o adresă de la de la Seghia Bacău, prin care nouă ne este interzisă, primăria va avea în vedere ca pentru orice nou aviz de racordare la sistemul de distribuire a apă se va face cu condiția asigurării corespunzătoare a apelor uzate. Noi ne având autorizație nici pentru distribuire, noi nu avem reglementată inclusiv secțiunea cu fosele. Nu putem să emitem nimic pentru nici un nou raport. Dar restul care e 130 de care sunt acordați, ăștia cum le-au voie? Că eu și când am creierat dumneavoastră directoare la școală, ei ieșitem la pensii și v-am rugat ca să mă angajați pe mașina școlii asta ca o păfată de nu, de poliți medici, Deși, de când au fost alegerile, a venit și domnul Zantinescu și doamna preoteasă și matale, ați făcut pliante, că vă facem doi gării, că vă facem cizmării, că vă facem... Aveți, toată lasa pe mâine, aveți două marcaje, 2 km. Dacă nu o să faceți nimic în următorii ani,
O să vedeți cum să o să vorbeam de circulație, de pietonicele. Asta am spus că am divers. Ne-a spus pierici. Adică noi băgăm 1000 de euro. Avem contract aprobat și acolo spune de astăzi să ne raportăm. Un contract nu se putea încheia, domnul Lichid, decât când ai și obiectul contractului. Ne păi, dar așa este, dar nu avem la noi acum, că la duce la tine. Domnul meu, deci acel contract v-am explicat de data trecută. Neavând obiectul contractului în sine, cum să încheie un contract? Și eu pot să semnez o cârtiuță. Dar trebuie în spatele lui sari. Dar ești semnare primării, stabilare, primar. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că noi, la rândul nostru, nu ne putem. Care este ăla zdravă la minte să dea acum un aviz? Dar ce nu se dă acordul ăsta? Dacă aveți 130 de abonați care nu se trăsați la munte, care nu au loc așa. Dumneavoastră, la momentul respectiv... Atunci să stăm acum locurile pentru cine au fost alocat, că ești un consumator și gata. Domnule, în decursul timpului legislația se modifică. Am ajuns în stadiul în care acum, noi, fraierii ăștia care suntem acum primar și viceprimar, trebuie să rezolvăm niște probleme care s-au adunat în decursul la cel puțin 15 ani. Și eu, ca cetățean al comunii, eu am voie acum să mă duc să obțin o aprobare? Da, dumneavoastră duceți-vă la apele române da. Și o să vă lămurească dumneavoastră la apele române. Eu am fost și la comunitatea de bani legat. Și am și atunci 20 de milioane și am mai cheltuit 40 acum. Și atunci nu s-a interesat nimic, era domnul Ambăruș. Se face statenie curare, se lese 200 de consumatori, au fost pe tot. Noi avem demarate proiecte tocmai pentru apă și canalizare. Dar mai ales pentru apă și de la praf. Dar la rândul nostru și noi trebuie să nu încălcăm legea. Vreau să nu înțelegeți? Doamne, eu dacă mă duc la apele române, la patru. Mergeți la apele române. Așa, știți să spune la apă. Domnule, apa dumneavoastră nu este potabilă, ce fiind și cușa primării. Da. Așa, nu este potabilă și nu ți-a vrut. Da, păi ai văzut. Dar ăștia, XY, toți, ăștia s-au făcut. Ei au fost mai norocoși. Acum, păi norocoși, mă legat și eu, cum? Păi nu norocoși. Noi am dat un dai priz, atâta. Rândul trecut ați menționat toată lumea de aici, să aducem o parte din scări. Am adus cel de exemplu. Ascultați un pic, această adresă este primită în data de 6-4-2017. Dumneavoastră, în ce dată ați fost? Păi vedeți, eu vorbesc de ultima comunicare a apelor române. Pentru că uitați, noi am cerut și noi le-am murit. Și care-i treaba până la urmă? Care e? Și domnul primar ce îi spune? Domnul primar nu poate nici el să încalce legea mai. Domnilor, și Dumnezeu nu înțelege. Oamenii de la care vă racordați. Deci, oamenii la care vă racordați. Cum îi spune? Dudorenil. Care au pus bani la conduct acolo, Crăciun și cu Antonie. Sunt de acord? Da. Doamne, stați un pic, că problema nu este așa. Conducta asta o fost pentru blocul, da? Când au ajuns la Tuturache Boarte, Tuturache, dacă au fost în lege, s-au legat. Când au ajuns la Vasile Vrot de Vare, dar deci la numai Rupeanu, fiecare s-au legat cu ce trebuie lui. Da. Dacă de la Vasile Vrot i-o trebuie să apă cu Crăciun, sau i-o trebuie să apă cu Macaru, oamenii au făcut șans, nu i-au ajutat primăria cu nimica. Primăria au încăsat banii la apă. Și-o plătit cu el, după mine. Când s-a stricat pompa, tot doamne a făcut-o. Așa. Și de la Macaru, s-a legat Crăciun și cu Antoșii. Noi am putut să ne băgăm de la Antoșii, că era mai aproape. Am văzut că cârii, că nu vrea să ne vrea, zic, băi, dacă se strică grădina, nu știu ce, gata. Am găsit altă modalitate. Am adus materiale, am zapat șansă, am plătit oameni, mâncare și ne-a legat de Emil Cudor. Acum, ce mai era Emil Cudor? Acum dau telefon, în două bări legat au. Iarică, hai să vă spun și eu două cuvinte. Așa că se motivi să mâncare. Nu că se motivi, să vă spun ceva. În primul rând, vorbim de aia reală. Singurul care a făcut cerere pentru apă și a venit cu omul la... Și o lămurim o dată. Care a venit cu omul la mine, a fost Daniel. Da? Daniel, da. Ce mi-ai spus când ai venit? Ai venit cu Nea Cudor? Ai spus că numai pentru tine, că îți dă voie apă, la apă. Și mi-ai spus și cu partida romilor, nu știu mai bine. Bun. Am spus că vin cu omul cu accept, cu omul așa. Ai venit cu omul, a venit tatăl doamna inginer, ai zis cu vecinii de acord, foarte bine. Ei, dumneavoastră, domnul Lichie, domnul Vrote, ați dat banii pe materiale fără o aprobare de la primărie, domnul? Deci, aprobarea au fost făcute pe el. Păi au fost pe el, dar un om pe unul. De un acord social, nu pute să fac el. Da, trebuia să te gândești și tu, ca să nu mai fac contractul. Dar să mai mulți și la facerea. Că pe lângă tine, când se mulțesc consumatorii, păi oamenii ăia, nu au mai vrut. Și eu cum pot să fiți a favor, să mă duc
dacă nu se asumă nimeni. Da, da, ce pot să fac eu? Adică ieri mi-a fost și mie trezită curiozitatea și am verificat la Registrul Agricol, iar domnul Drăgoi Florin nici nu, nici nu apare ca persoană care avea clădiri și pământ. Deci nu este proprietar nici pe pământ, nu este proprietar nici pe imobil. Moștenitor, doamna. Moștenitor. Păi, atunci asumați-vă, asumați-vă și ce înseamnă. Nu mai puniți pentru pentru toată lumea. Deci facem o solicitare la... Domnul primar și domnul Zabinescu. Și era un problem cu discuția. Dumneavoastră nu vedeți că omul ăsta la noi... Îmi cer scuze că am un ton mai lung. Nu vedeți că la noi, în comuna asta, nimic nu se mișcă, domnule. Nu e un trotuar. Nu e un șans curățat. Uite, haideți să mergem la Benești. Domnule, până într-un 2 ani, haideți să mergem la Triangă sau la Alexandrescu, la Solon. Nu mai sunt să mergem la Mădărea și la Oradea, la Arad, în Banaș și în Ardeal. Hai, lăsăm pe ea, că e 100 de ani înaintea noastră. Dar nu se da chiar nimic, nu se poate face, domnule. Asta e făcut în personală, domnule, dacă nu mintezi nici mie să mă leg la apă. Păi băiatul meu a fost acum 40 de milioane în Germania, a dat 30 de milioane de taxe la primărie. Verificați că nu lasă. Și eu credeți 25 de milioane care am dat până acum 12 milioane și m-am 12 și mă plăște la pensie, ca un grad de datorare mai mare. Domnul Lichi, vă terminăm. Eu dacă, eu vă spun, îmi asum eu răspunderea, dacă veniți cu Crăciun și cu Ancozii, îi țeava tot domnul. Îi țeava tot domnul. Nu se poate. Crăciun și pentru el. Domnul, dacă nu vrea cultura atât, dacă nu vrea cultura atât. Dacă de aici, țava, până aici, au luat-o Gheorghe cu Ion, bun. Aici au luat-o, nu ia pe imării, domnule, au luat-o ăla, au luat-o ăla. Trece prin mâna, trece prin proprietate, fii privată. Deci aici e la Crăciun, e Crăciun, da? Aici e ulița. Deci dacă pe sectorul ăsta trece pe bucata omului și cumpărată de el, dacă colțul ăsta, 1, 2, 3, sunt de acord, înțelegeți, și cu semnăturile astea, vă legați azi la acut, domnule. Domnule. Dar nu poți să-mi asum că le-a... Domnule, 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 nu îi afectează, ești de Crăciun. Dar afectează pe mine, că mi-i pun în cap. Se rezicui în cap, domnule. Domnule, dacă nu te dai aprobare, să ne legăm. Și dacă cineva claxonează, domnule, dacă cineva dacă face gălăgii cineva... Îl sancționăm noi, ca și consilieri. Da. Păi, doamne, dar nu-i deranjăm pe nimeni. Domnule, la dumneavoastră, când e vorba de drepturi, nu vă întrece nimeni. Dar taxele, sunteți cu taxele la psihică. Păi, acum v-am explicat. Nu, nu, taxele, domnul. Care? Adică obligațiile dumneavoastră către primăria Scorțeni. Dar și care au taxele? Păi nu, mă referam impozitile, amenzi. Da, doamne, da, toate sunt preveniți la casă de copii. Nu poți să-mi faci bani și noi, domnule. Nu mai bagați toate prostiile. Păi, dar vedeți că ne puneți perici. Apropo, da, domnule, eu nu sunt de acord. De ce? Degeaba. Păi dacă degeaba înseamnă că... Degeaba sunteți de vici. Ei, ați venit. Ați venit. Nu la domnul, la venit. Domnule, dar haideți cu rapă, mă, să te dea, domnule, ce dreapă. Domnule, nu deranjez, că să iei putul aici. Noi am venit pe aici și așa de la Dan, am venit aici, omul de la probă tot. Nu ăla deranjez, fac 20 de ani, de ori trebuie. Aici e țava că e Crăciun și oamenii au pus bucata lor. Ăsta e dă-ți, măi, dai țava omului aici. Dar, domnule, eu și-o să pentru el, domnule. Eu n-am asta pentru mine. Domnul Zanfredescu, nu știu. Domnul primar nu înțelege. Domnule, de aici și așa, aici e Vasilic Roche. De aici și au venit Mihaiții, nepostul. Da, și dacă eu trebuie, vă vin până aici. De aici și din drum, au venit până la Macaru, mă trecut pe la Avram, pe la, mă știu, așa. Da, Macaru și-a adus-o pe drumul lui. De aici, Crăciun și Marcoli, eu trebuie lui. Tudor, dacă eu trebuie, o trage de aici. Acum, dacă nu ne trebuie, trage de aici. Domnul Lichie, și încă o precizare. Nu e adevărat că șanțurile nu se fac șanțuri. Veniți dumneavoastră să vedeți cât comentează cei de la Ajutorul Social pentru că sunt trimiși să facă șanțuri. Păi aia ce este? Deci aici nu mai e. Ce treaba? Când în comentarii fac că trebuie să știți pentru ei. E răutate, doamne. Da, doamne. E răutate. Sunt foarte rea. Da. Da, nici mă interesează. Când voi veni la dumneavoastră să mă votați, să nu mă votați, domnule. Da, v-am votat. E foarte bine. Am promisiunea primarului. Vrei să mergi cu tine?
Da, veniți, domnul Zambian, că am toată încrederea. Deci mergem acolo. Da. Deci mergem acolo amândoi. Amândoi, am în trei metri acolo. Mergem, discutăm cu oameni. Da. Cu oamenii de sală. Nu poate să ne ajungi ceva ce nu-i a mea. Domnul Zambian, în fața locului, un pic de domnul. Da. Haideți să... Da. Haideți, domnul. Gata, domnul Picuri. Vine eu cu dușul. Dragi colegi. Nu-i problemă. Dragi colegi. Deci trebuie să acceptăm faptul că au și oamenii o problemă, o durere. E ilegală, nu-i legală. Sunt multe lucruri. Primăria noastră are un milion de probleme. Trebuie să ne aplicăm pe dreptate. Voi merge cu primarul acolo mâine. Să vedem din nou lucrurile. Am discut și eu cu oamenii cei care, într-adevăr, nu vor, e proprietatea lor, e țeava. Să stăm acolo. 9, 10 ori și 20 la ceoară. Mâine vineri? Stabiliți dumneavoastră program. La ora 10 suntem în acolo. Bun. Hai, la 10 la primărie. Așteptăm niște cum s-ar fi. Noi că avem alte probleme, dar care sunt mai... Luăm o pauză de 5 minute, vedem, domn primar, vedeți dacă oamenii nu s-ar fi. Deci, nu vă dăm afară, dar credeți-ne că suntem apăsați de timp. Mulțumesc că ați venit. În numele Consiliului Local, domnul primar îl cunoașteți foarte bine, pe noi consilierii mai puțin. Am solicitat primarului, un pic doamnă, să veniți să ne prezentați o informare a obiectivului baza multifuncțională sportivă Scorțeni. Și după acest lucru, privind derularea lucrărilor concomitent cu plățile, poate domnul primar ne puteți ține un pic și balanța plăți lucrări. Să vedem ce proiecție avem asupra acestui proiect care a început de foarte mulți ani, consumator de mare resurse financiare și cu acordul tuturor și invitația mea către dumneavoastră să ne deplasăm un pic și cu maestru Ungureanu cu televiziunea de la Onești, să facem niște cadre și acolo, ca să vedem ce facem, oameni buni, cu acest obiectiv. Pentru că ne punem foarte mari semne de întrebare vis-a-vis de starea lui actuală, de funcționalitatea lui și de faptul că trebuie să vedem ce facem, ce mai alocăm ca să terminăm odată acest obiectiv care de mulți ani am înțeles că a început din doamna vice. Din 2009 cu licitație, în 2010 a început. Când ați intrat dumneavoastră? Nu. Inițial a fost o altă societate, Alcoro. Cu Alcoro. La care s-a renunțat? Sau... Nu știu exact. Nu știu. Poate domn primar? S-au desfințat. A, au intrat în insolvență. A, și s-a încheiat contractul cu dumneavoastră. Da, eu nu era pe mandatul meu când s-a legiuliat. După aia când s-a înnoit. Știu, când au intrat domnii. Eu cerusem de dimineață contractul cu, firma. Dar suntem supuși în control acum al curții de conturi și toate documentele care le-am cerut dimineață economico-financiare, vis-a-vis de tot ce s-a consumat în acest proiect ca resursă financiară, dar și contractul propriu-zis, e sub control la curte. De aceea, haideți să ne facem treaba și să ne ajutăm reciproc în a ne clarifica și a clarifica Consiliul Local asupra modului cum merg lucrurile la acest obiectiv. Vă dau o cunoștință, dacă vreți, domnul Ivaișă. Da. Păi eu vă pot spune pe scurt istoricul și tot ce s-a întâmplat. Perfect. Ca să știți și dumneavoastră. Da? S-a încheiat un contract la sfârșitul anului 2015, da? Pe care o să-l și... îl aveți, de fapt, la dispoziție. E la Curtea de Conturi. Așa. Alaltă ieri am fost chemat de ce la Curtea de Conturi s-au verificat în amănunțime toate cantitățile, tot ce s-a realizat. O să aveți dumneavoastră raport, o să vedeți că spre... surprinderea așa dânșilor este, sunt numai cantități în plus, nu există nicio cantitate în minus, ca să știți și dumneavoastră. Așa, și în altă ordine de idei, noi mai întâmpinăm niște probleme. Niciodată n-a fost alocat un buget ca să se termine această investiție. Noi avem și adrese făcute de anul trecut, în care ne-am solicitat clar, sunt bani să se termine investiția sau nu. Domnul primar știe că, adică verbal am auzit, n-am primit nimic scris, că s-au alocat în jur de 50.000 de lei, 50.000 nu? Anul, da. Dintre care există o restanță de 10.000 și ceva de anul trecut. Lucrare executată în luna decembrie. Pavarea care se poate viziona foarte bine și a fost verificată. În altă ordine de idei, noi am solicitat foarte clar ce se dorește în final, dacă se poate încheia această investiție. Pentru că noi nu ne putem apuca nici de teren, pentru că nu sunt bani suficienți. Domnul Zanfirescu, am înțeles, da? Da. Așa. Deci, dumneavoastră, asta am solicitat și domnului primar,
să luați o decizie, domnule, renunțăm la asta, asta, asta din obiectiv și facem atât și am încheiat discuția. Aici e marea problemă, adică trebuie să înțelegi dumneavoastră. Eu ca constructor am făcut o adresă, eu ca să-mi aloc niște resurse financiare și materiale să vin aici și să nu fie bani și ia să înceapă să fie discuții sau ceva de genul ăsta, adică domnul primarul a avut bună voință, nu pot să neg lucrul ăsta, dar atât i s-a dat bani. Am înțeles că din cât a solicitat, atât i s-a dat bani, nu că e stărea voință. Aici, și eu am venit cu solicitarea, domnule, ca să închei odată investiția asta, am zis, ori să renunțe la, știți foarte bine, sunt câteva utilități, că e vorba și de dotări, o centrală care este supra, adică nu e supraevaluată, este calculată bine de proiectant în sensul că dimensionările, că sunt atâtea dușuri, că dacă ar fi să facă simultan 20 și câte sunt, 14 dușuri, centrala respectivă trebuie să facă față. Ei, problema este că dumneavoastră trebuie să luați o decizie în consiliul local, că eu nu știu sincer dacă dumneavoastră o să folosiți vreodată 14 dușuri sau o să folosiți plus în partea cealaltă unde sunt alocate pentru arbitrii. Dacă o să folosiți și acolo dușuri și WC-uri. Deci o clădire compartimentată în dușuri și în WC-uri. Și o sală stânga-dreapta, stil vestiar, care urma să aibă câte o băncuță de lemn unde să stea personalul, mă rog, pentru o dignă. Deci asta este... Deci un proiect început în valoare de 10 miliarde, început cu licitație în 2009 câștigat de Alcor, da? Zic bine, domn primar? Eu nu erați viceprimar atunci. Așa? Să reziliază contractul prin 2015 cu ăia că am intrat în insolvență, după ce le-am plătit cât? Nu știm. În schimb, am plata către ABC Proiect, alo, domnul, da. Așa, din care îmi rezultă că începând cu 2015 până în decembrie 2016, da, 2 miliarde jumate. Da. Plătiți. Așa mi apare mie în contabilitate. Uitați aici, domnule. Da, atât. Domnule Ginea, dumneavoastră în relația cu primăria, din ce văd, că sunteți foarte coerent în ceea ce mi explicați. Da. Eu nu sunt inginer, dar tot inginer sunt. Îmi spuneți că ați trimis o adresă primăriei, nu acum, mai de mult. Da, am trimis. În care ați făcut o evaluare clară pe proiectul existent, pe proiectul existent, cu ce resursă financiară va fi, da, până la finalizarea proiectului, care probabil vi l-ați fixat și cu un termen. Exact. Ne dați banii ăștia până la data asta, vă finalizăm cu recepție. Vreau să vă mai fac o mențiune, ca să știți foarte clar, că am discutat și cu domnul primar. Deci investiția la ce a fost licitat de noi, valoare de 400.000 de lei, aproximativ, vă spun o sumă, așa, nu mai sunt necesari toți banii ăștia. Deci s-au renunțat la dumneavoastră multe... acum îmi spuneți efectiv că noi avem un 2 miliarde jumate, da. Dar pentru realizarea obiectivului nu mai este suma cea care a fost licitat. În contractul deci, licitat. Deci cu siguranță va fi o economie, să spun așa, în jur de 90.000 de lei, până într-un miliard. Un miliard, ia câte domn primar. Deci, ca să vă explic și o mare despre ce e vorba. Aici o să vedeți în teren, la jumătatea... terenului, partea în amonte, este o decupare unde pe proiect figurează o tribună. O tribună. Tribuna este foarte costisitoare și nu și are rost. Am discutat și când au venit curtea de conturi și le-am spus, în decuparea asta aici, să se facă un taluz betonat cu o placă, unde vor fi niște băncuțe și ieși mai ieftin. Dar ca să pot să fac modificarea asta, dânsul știe că săptămâna trecută mi-a venit proiectantul, trebuie să facem modificare de proiect cu dispoziții, ceea ce eu nu pot să-mi asum decât proiectantul face ca să fac modificările astea în proiect. Zic foarte corect. Cine este proiectantul, domn primar? Grup Consult. Grup Consult. Domnul Abadie, parcă, da? Așa. La acoperiș, dânsul spune că sunt niște probleme cu acoperișul. Păi o să vedem în teren. S-a spart, am înțeles, cartonul. Da, o să vă mai spun și aici câteva. Așa, dânsul spune, ca să putem să anihilăm scurgerile și ce trebuie acolo, să se facă șarpantă pe acoperiș, da? Cu tablă. Ei, ca să poți să facă această șarpantă, tot la fel trebuie o modificare a proiectului. Modificare de proiect. La partea de teren. Partea de teren. Restul cu centrala vă explicați dumneavoastră. Partea de teren. Unii, efectiv, se vor desfășura activitățile sportive. Aici o să vină, așa e pe proiect, nu? Da. Dumneavoastră a spus că pe proiect ești cu iarbă, cu gazon. Da, 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 da.
Da, tu vine cu o soluție, spune așa. Automat, ca să putem pune iarbă, trebuie să facem o drenă. Drena se face prin balastare sau pietruire, care se vină sub stratul de pământ pentru preluarea apei. De jur împrejurul, de jur împrejurul terenului vine rigolă betonată, cu pantă de 2 la 1000, parcă înspre partea de la vale, nu? Da, spre pentru ieșirea, scurgerea, spre ieșire. Ei, dânsul spune că ar fi mai util și mai bine, și cred că nu știu dacă e mai ieftin, sau mai ieftin, ca să punem rulouri de gazon pe acest pământ. Pentru că este înțelenit deja... Ca să pui, deci, ca să punem, ca să poți să pui gazon artificial, nu se poate. Tot așa, impozitor și proiectul în sine. Atunci, o să menținem, dacă mergem înainte, soluția, cum am spus, cu drenă, cu pământ, însămânțat gazon, instalații de udare, ca altfel. Astea sunt impedimentele. Acum spune domn primar, domn inginer, am înțeles. Deci e ca o viziune, cam așa se vede din punct de vedere tehnic finalizarea proiectului. Față de resursa care a fost stabilită pentru proiect. Deci dumneavoastră acolo când v-ați dus cu curtea de conturi, ați fost dumneavoastră, domnul primar. Care sunt banii în care dumneavoastră... Cât mai trebuie, adică? Exact, după calcule, după tot ce ne-a explicat primarul acolo, că ați făcut soluțiile tehnice de comun acord acolo, ca să terminăm obiectivul ăsta. Ținând cont și de aceea reducere de 900 de milioane. Primar, dânsul a spus clar și a înțeles că a spus că nu poate să ia nicio decizie și e logic decât cu acordul dumneavoastră. Păi nu, că dacă nu i-a decis de acasă, poate să o ia. Nu, nu, dar nici nu a fost vorba, nici n-a discutat cu tocmai dânsul, a spus că domnule, vreau să veniți, să fiți în cadrul ședinței. Păi noi am cerut să vedem, să ne clarificăm cu obiectivul ăsta ce facem. Eu o să vă fac scris o propunere la ceea ce spun eu ca să renunțe și să faceți și economia din banii ăștia. Dumneavoastră o analizați între dumneavoastră și vreau să hotărâți, domnule, e bună, nu e bună, noi asta vrem, că dumneavoastră știți ce vă doriți. Dar după ce luăm decizia împreună, după aia facem modificarea de proiect. Nu facem modificare decât după ce s-a decizia. Rapidescu, după ce luați dumneavoastră decizia, conform legii, nu avem dreptul, nici eu, nimeni, noi nu putem să ne abatem de la ceea ce s-a licitat. Așa este. Foarte clar. Ei, tot ce nu apare în proiect, alte articole care nu sunt în proiect, ale nu se fac decât cu reproiectare. Da, deci să intervine proiectantul. Să intervine, să face cu acordul dumneavoastră, să vedeți și în funcție din bugetul care vă permiteți. Asta ar fi soluția. Eu vă fac cu adresul, eu vă punctez câteva puncte, 5-6 puncte care veni eu cu propunere. Și așa noi ne gândeam astă toamnă că sala din, era și doamna vice, partea din stânga a sălii aia unde a fost compartimentată, aia mergea provizoriu chiar și o grădiniță, că au fost destule probleme, am înțeles, la domnul primar, ca spațiu. Ce? Dar probleme n-avem noi. Da, în fine, asta era cu o paranteză. Și alte probleme pe care o întâmpin, nu o dată, de mai multe ori, am găsit copii pe terasă jucând tenis. Pe terasa clădirii, nu o dată. Da, joacă tenis. Aici așa, punctul 2. Au spart geamurile de vreo 2-3 ori, le-am înlocuit. Domnul primar știe foarte clar, nu am solicitat nimic, le-am înlocuit. Farul. Așa. Au spart halogenul de la proiector. Noi nu avem nicio putere, n-aș putea nicio așa, nu pot să-mi permit să le spun unui copil. Aveți dreptate, da. Cine aici spart, trebuie să plătească. Adică, știți ce se întâmplă? Eu am făcut niște pozii, că am găsit doi copii. Eu zic că dau să jucăm. Doamne, ca să joci pe și periclos pentru ei, pentru că vă dați seama, scad un copil de la duce pe minge, cad din cap în beton, acolo a rămas. Așa este. Și să vă înregistrați cu un accident pe care, nu știu dacă... Da. Nu știu, trebuie făcut o instruire foarte clară, chemați părinții, pus semnezii, adică nu e normal. Despre a... Deja nu vă spune o problemă. A zis că aveți cantități în plus. La ce se referă cantitățile astea? Beton în plus, plase de gardă în plus, faianță. Astea sunt numai pe acte? Sau... Eu am fost la acea sală, nu știu în ce stadiu am luat-o dumneavoastră, cu toată telcoia l-a căzută jos. Da. Acum am văzut că s-o mai lipit înapoi. Da, dacă vă uitați dumneavoastră, o să mergem acum acolo. O să aveți la dispoziție acte, o să vedeți că nu s-a depășit niciun centimetru de tencuială. Puteți să luați. Eu aș vrea să precizez. Da, nu, eu chiar am fost niște pozii făcute în septembrie, da? Da. Cu cum era în momentul respectiv. Tavanul, pereții, exact. Cum era? Acum nu mai sunt. Nu știu. Cum ați luat? În septembrie când? În septembrie am. Da. Dragi colegi, haideți să facem altfel, să ne organizăm un pic. Deci, dacă acum, așa cum am pus eu o întrebare, cum a pus primarul o întrebare, putem să mai punem lui domnul inginer o întrebare și ne ridicăm și mergem acolo.
vrea să vedem, nu știu dacă... Faptic, la e pus un bala sus. Ca ce servit? Nu știu dacă ne aveți în măsură să răspundeți sau trebuie altcineva, nu știu. Balastul ăla sus, că ai fost spus. Nu, pentru ce servești balastul în ședințele comisiei? Pentru că s-a solicitat să teraseze acolo. Da? Prin proiect, terasare, da, ca să dea o mică pantă, că normal trebuie să fie un 2%, după care s-a pus polistiren de la extrudat, gros, care este, se poate viziona, se poate face o sondare foarte clar, după care s-a pus cartonul, ca un putur, altceva n-aveați ce să puneți acolo. Da, nu știu, îți pare și absurd, n-am auzit clădiri să pună balastul sus. Băi, balastul sus? Nu e neapărat balastul. Păi, la balastul e balastul sus? Balast. Și putem? E râu. Deci vă spun eu că știu. A văzut păi mașini, când am luat, am lucrat sus cu oala, am lucrat cu... Deci balast de râu. Nu e un sud, nu e un nisip, nu e un... Tone de balast. Eu știu, ceva. Un pic, deci dacă sondăm sus, vă arătăm pe balast. Probabil din cauza asta e și problema la tavan. Dacă vă uitați în poze și ar vrea să vă uitați și pentru astăzi de balast, vedeți cum arăta, de fapt. Dacă îți face izolat, doamnă! Doamnă, dar o izolație că își pune balast pe grădire? Proiectantul? Ce spune proiectantul? Îmi se pare absurd. Până la proiectat ne gândim la logic. Schimbăm gravitația, punem balast pe proiect. Ce spune altceva? Pui balast. Ce doar are specificații cu ce se... În pădurea o punem din balast. Sunt certificat. Toate sunt. Îți luate din stații de la Cristin, de la Apex sau... La urmă nu contează că e certificat sau nu. E chestia, e greutatea acolo. Dacă sunt tone de balast acolo, păi până la urmă e de acoperiș, nu? Ce fel de placă poți să fie acolo ca să țină atâta balat? Indiferent, până la urmă nu e unde. Ce fie acolo la urmă? Probabil că domnul proiectant n-a ținut cont de ceva care este... Puterea structurii. Nu, m-am referit așa, la... Când proiectezi ceva, să faci la un cost mai repede. Domnul inginer Bârz, nu este dirigentele de șantier. Vă propun, domnul inginer, dragi colegi, mergem la școală. Mergem la bază. Adică nu îl ținem nici pe domnul Ungureanu aici pe diseară. Mergem la școală, discutăm acolo niște chestiuni clare. Vreau că urmă ne trimite un documentat vis-a-vis de ce să finalizăm proiectul și luăm la acolo. E nici nu de ce trebuie șantier era acolo. Eu voi plăti cu acța bani și nu pe eu de explicați. Deci, eu am spus și cred că și sunt și în asentimentul colegilor. Dumneavoastră ați preluat, într-adevăr, de la o firmă care a intrat în insolvență, dar ați mers probabil dispersat pe lucrare, că dacă intrați să fiți finalizat, să zicem, domnul inginer, terenul, în condițiile de siguranță ca să poată fi folosit, era un lucru bun. Așa, nici aici nu-i finalizat. Mereu s-a alocat pe trimise sume care nu se putea duce la capă nicio parte. Da, deci au fost o finanțare defectuoasă, că nu au fost bani. Dacă ai un proiect de 4 miliarde și îți propui și aloci 80 de mii într-un an, cum se poate termina lucrarea într-un an? Păi când o să o termin, deja trebuie să o iau de la capă. Cam asta e. Părerea deci, mea, prima dată terenul trebuia să aibă copiii unde să joace. Vă distrug și școala cu mingea. Nu? Doamne, nu există era un grafic. Doamne, există un grafic și un plan. Domnul inginer, faceți și în clădiri, am înțeles acum din punct de vedere al evaluării financiare, cam ce-ar fi, da, ca termen. Dumneavoastră, să zicem, dacă aveți o finanțare corectă pe ce o să ne trimiteți ca bază, în cât timp terminăm să aducem lucrarea la un nivel corespunzător? Dacă mâine domnul primar spune că are bani în 30 de zile, în 30 de zile se termină lucrarea. Deci am înțeles. N-ați precizat ce sumă? Da, a spus în jur de 90 de mii. Stați un pic, dar eu nu pot să fac așa din cap. Vă dați seama asta să fac în urma unei evaluări dirigente. Plus, minus, eu știu. Da, acum știți cum vreau să interpretați, eu vă spun și mâine vreau să publicați că am solicitat. Nu am ce să vă spun. Până nu se face evaluare, să punem. Dar nu aveți nicio idee? Nu v-ați făcut până acum un... Eu am solicitat, domnule, am făcut adresă către primărie, eu am solicitat. Am zis să ne întâlnim, să punem de față. Eu nu hotăresc eu că vreau să renunț eu la aia, la aia. Nu pot să hotăresc, eu n-am niciun drept. Mă înțelegeți? Eu am văzut, am ajuns la concluzia asta pentru că am văzut că niciodată n-au fost bani alocați pentru proiect. Și văzând lucrul ăsta ca să ajungem la un limbaj, asta ca domnule, fiind o soluție să-l ducem, să totuși ducem până la capăt, dar trebuie să modificăm. Trebuie să avea aceste cifre ca să aibă o idee și consilierii să ia o decizie că consiliul local. Uitați, domnul Zanfirescu o să facă proiectul ăsta. Eu aș zice, am participat la o licitație de joc.
Nici în America domnul, n-au atâtea cușuri. Domnul Zanfirescu, dumneavoastră hotărâți, mai veniți cu unul, doi colegi care vreți de la consilier. Ne întâlnim într-o zi care o stabilim comunal cu ori săptămâna viitoare. Eu vin cu niște propuneri, ne întâlnim... A, tot aici o să veniți, vă rog. Venim la Scorție, nu, dar să... venim la primărie sau la primărie, dumneavoastră. Da. Noi venim în funcție cu... venim cu proiectul de față, voi uitați și dumneavoastră și stabilim... Ca să putem face, domnul Ungurean, păi să facem calcule. Păi din ce ați prezentat dumneavoastră, mai era o diferență de 50.000 de lei, de 500 de milioane sau ceva în genul ăsta. Nu, nu licitația a fost până în 450.000 de lei. Ați primit banii ăștia? Nu, cum se primesc? Nu, 2 miliarde și jumătate. Atât au primit 2 miliarde. Atât ai până la zi finanțarea. Și ar mai fi cât? 200.000 rămași din contract. Și am spus, ca să finalizăm, am spus... Pe propunerile care le-au venit și le-au discutat ieri cu primarul aici, cu acele renunțări punctuale sau anumite modificări în sensul în care simplificăm un pic proiectul, scad cheltuielile de, din licitații cam cu un miliard. Deci ar mai rămânea cam un miliard, dar trebuie să-și facă calculele omul. Conform deci, proiectului cu aceleași prețuri licitate... Deci problema ar fi la un, cam la un miliard. Da. Și dumneavoastră, din ce surse de finanțare apreciați să... Păi noi, din acești bani, cum ați gândit? Păi noi, noi am discutat proiectul de buget. Și... Noi am discutat proiectul de buget și ați văzut și noastră, colegii sunt de față, că noi nu avem un buget, chiar dacă am sperat într-un buget mai mare. Așa, cât ați noi, primit de la consiliu? Noi avem în momentul de față un buget estimat la 700.000 de euro, da? Parcă așa am... Pe anul 2000, dar nu știm ce va mai fi la rectificare la... în iunie. Deci ar însemna, dacă vor fi resurse, o rectificare. Oricum, de buget, din bugetul ăsta, din împărțirea bugetului ăsta, noi nu avem, într-adevăr, omul are dreptate aici, că noi nu am planificat aici o sumă, acum, mi se pare că 50.000 am pus. Din câte mi-aduc aminte. Așa, a spus că mi se pare că 50.000, nu pot să spun exact, trebuie să mă uit. Bun, deci, în condițiile actuale, nici cu aia 50.000 care i-am pus noi acolo, nu... Deci ar mai trebui cel puțin 50.000. Da. La discuția așa, ca să ducem cât de cât la final lucrarea, ca să fie și pentru copii în siguranță treaba aici, nu? Trebuie vorbit din licitația făcută, în ce stadiu al lucrării? Obligatoriu, dânsul nu o să poată face nimic din ceea ce am discutat cu primarul, din ce vrem să facem fără proiectant, nu putem face nimic. Trebuie văzut, trebuie vorbit cu domnul proiectant sau cu domnul proiectant. Domnul Ababei, da? Domnul Ababei, da? Se strică toate, uitați și înăuntru cum arată. Nu mai zice. Păi o să intrăm acum și înăuntru, ne-am uitat un pic la bază. Noi am venit cu propuneri și am spus domnului primar, noi le-am spus, domnule, și la intervenim, ce e de făcut la cui intervenim, că există și garanții, știți foarte clar, că la o investiție în genul, noi suntem dispuși, în cel mai scurt timp, să rezolvăm odată problema asta a terasării foarte clare, să găsim o soluție, să și putem proteja oarecum de copii, că, na, copilul e copil, n-ai ce să-i faci. Trebuie să știm cât balastru s-a pus deasupra. Trebuie făcut o păi dacă lăsăm copiii în interior să joace și le cade tavanul găsim o soluție împreună cu proiectantul, poate o să vină și dânsul. Facem un sondaj deasupra să vedem ce... Mergem înăuntru ca să vedem așa o stare generală, dar să știți că când veniți dumneavoastră ca să facem acele calcule, să trebuie să venim să chemăm, să invităm și proiectantul. Da, noi trebuie să venim că fără proiectant noi vorbim, dar pentru că și acolo vor fi alte chestiuni tehnice. Da, da. Chestiuni tehnice. Da, pentru că proiectantul îți face anumite când modificări. Dar are și el niște norme. Are niște norme și nu... Noi zicem că reducem aia, facem aia, așa. Totuși dacă proiectant. Să mai fac niște rectificări de... Păi modificările de proiect toate să trimit la avizări. Din nou, cu verificarea proiectului. Cu verificare, cu... Nu le faci nici proiectantul, că gata, vreți voi. Haideți să intrăm, vă rog. Haideți, doamnele. Haideți, doamna directoare. Haideți, domnul rotar. Haideți să intrăm cu toți. Haideți. Și în partea asta, la fel. Da. Doamna director, nu sunteți. Haideți lângă mine încoace. Haideți să-mi facă un Ungureanu. Deci, ia uitați-vă, gen, aici sunt infiltrații. Domnul Tancescu, da, ca tonul, într-o terasă, niciodată nu o să ai rupiați. Măi, el se oprește în colțul ăla. Eu nu o să rezist, un an, tot o să se scape deasupra. Eu am zis că să vină și proiectatul, găsim o soluție, scoatem tot și punem o șarpană. Dacă
noi Consiliul Local, să știți că avem interesul să finalizăm cu dumneavoastră. Pentru noi ar fi dezastruos să renunțăm la ideea de a finaliza cu ei și să găsim alții. Chestiunea astea, de la unul la altul, mai de oameni, sunt situații mai grave. Noi n-am cerut, haideți să mă înțelegeți foarte grave, n-am cerut, poate, domnul consilier ce subiect, dar orice ar trebui să o dea. Dar poate să confideți domnul... Păi de-aia m-ar chemat, eu m-am însăturat din vocea asta. Și doamna Dice, poate să vă confide, că am mai contactat-o și pe dânsa. Și pe domnul primar și am spus că, domnule, noi vrem să găsim o soluție de compromis, adică legal, nu legal, nu se înțelege greșit. Nu, o, nu e chiar o soluție de compromis, sunteți voi o incizare a situației să o facem. Că renunțiu-se la niște bani în proiect și la o sumă destul de mare, că nu mai va face o soluție și ar face simplă de bani. Nu vreau să simplificăm așa să bani. Nu vreau să simplificăm așa. Nu, dar știți care nu trebuie să facem proiectul? Dar voi, uite, din bolă în bolă. Și nu mai trebuie să facem proiectul. Nu mai trebuie să facem proiectul. Din bolă în bolă. 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 Să nu spune. Poți să facem ea orice, următorul domnul. Deci noi cu asta ar trebui să începem. Noi asta vrem, o șarpan de tablă, asta e soluția. Ca pe urmă, orice lucrare din interior, să aibă garanția că nu mai curge nimic de sus. Da, asta e prima. Atât asta e și nu e nici costisitoare. Noi am făcut o evaluare la șarpan. O să discutăm, domnul inginer, la chestiunea asta. Noi am fost dispuși. Că din valoarea șarpanii vom scădea cartonul care s-a decontat. Ca responsabilitate. Nu știu ce se face. Dar ce face? 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 Atât. Deci cu asta trebuie să începem prima oară, cu așa acoperiș. Pentru că protejăm infiltrațiile. Da. Chiar și în starea actuală. Deci dacă noi nu facem șarpanta, degradarea continuă. Din ce mai tare. Ne ducem, nu vă dăriți așa greu. Deci că... Dacă nu e balatul mărtul, dacă nu e balatul, se atâmpă acela tot timpul. Că după șarpant, suntem o bună și mai câștigăm niște bani și pe urmă facem celelalte treburi, șarpanta trebuie obligatoriu. Protejează ce-i făcut. Exact. Discutăm cu Jumarul, vă o să vă invităm. Să apă și să cadă peste urmă și șarpanta. Să nu mai cadă în interior, cum a fost de la țară. Da, să ducă tot peste tot. Ca să aibă secundă la vale. Ca să protejeze de jur întrejur clădirea. După aia să duce din sub, sub construcții. Și o să vă invităm într-o zi ca să găsim soluții ca să protejăm. Să facem și ele de pochetar ce astea zile asumăm noi. Cartonul scăde de șarpanta. Să fie contravaloarea șarpantei, scăzut ce s-a decontat de aici și să va fi o diferență. Deci, de cum o valoare totală a... În prima decadă a lunii mai, intenționăm să facem o ședință extraordinară, una, două probleme, și vreau ca această problemă, dânsul până atunci are timp, două săptămâni, să își pregătească chestii, contactăm și proiectantul, și probabil la ședința extraordinară vreau să găsim soluția finală. Exact, ca să dăm drumul la treaba asta și să protejăm în primul rând investiția, dar să și continuăm în vara asta, să terminăm. Da.
asta în prevedere ca să chemăm înainte proiectantul ca să facă modificările. Nu știți cum e legal, vă spun, legal. Dumneavoastră trebuie să vă studiți să luați o decizie, că nici proiectantul nu are voie să iau o decizie fără acordul Consiliului Local, la dumneavoastră. Deci noi trebuie să venim cu o soluție certă, clară, ce dorim. Spune, domnule, aici să mai dă un pas, să schimbă acoperișul, iar la centrală trebuie regândită, pentru că verificarea la centrală nu e o dată, pentru că sunt 14 dușuri, e așa se calculează. Exact. Dumneavoastră acum cunoașteți în detalii proiectul. Da. În două săptămâni, cam când noi am vrea undeva la 10, hai să facem o ședință extraordinară și asta va fi o, un punct cel mai important acum pentru tine este ăsta. Aveți timp să, să veniți în fața noastră ca să luăm decizia. Băi, frate, uite, asta facem, atât vă costă. Asta facem, atât vă costă. În dinamică, eu, în funcție de, de finanțarea care mi-o dați, eu vă termin într-o lună, în două luni, trebuie să vedem și noi o leacă în buget, să vedem ce bani avem, dacă mai putem rupi din altă parte să urgentăm aici, trebuie tot cu toții să facem treaba. Păi exact, asta e. Și problema este că tribuna... Deci faceți-vă un plan de obiectivele alea de, pe care ați discutat cu primarul ieri și cu curtea. Așa. Noi o să vă anunțăm când este ședința asta extraordinară, care o facem, în prima adevărată, 10-12, mai vedem cum. Și atunci luăm și decizia, domnul inginer. Deci săptămâna viitoare vă spun, marți, miercuri, ce astăzi eu vă trimit o... E foarte bine dacă ne trimiteți și... Vă trimit pe adresa oficială a primării, vă trimit și scriu și în atenția Consiliului Local. Da. Eu vă scriu acolo. Și atunci am să discutăm și luăm decizii noi. Știți ce se întâmplă? Dacă aveați această inițiativă și acum n-am trebuit, erau mult mai repede rezolvate. Problema este că în orice investiție, știți cum e? Că dacă pui un leu acolo, un leu acolo, un parc, niciodată, știți foarte clar, domnul Zahărescu, asta s-a discutat. Dă-i, dar dacă nu există suport financiar, știți foarte clar. Și am zis, hai să reduce, că se pot reduce aproape un miliard cu siguranță. Vă spun din ce s-a făcut niște prognoze. Bani pe care, un miliard fără TVA. Deci noi un miliard cu TVA, un miliard fără TVA. Mai ce să vă spun, și primarii au crezut că vor avea o finanțare mult mai bună. Bine, nu-i nimeni, acum nu au pus în multe. Și primarii au crezut. Și eu, dacă aș fi fost primar, speram într-o finanțare mai bună. Dar un lucru ăla va aveți dreptate. Că în momentul când te întinzi prea mult, mai mult decât îți este plapuma, ajungi în situația asta. Cu cămin la Florești nefinalizat, cu bază sportivă deci, nefinalizat, cu cămin la Grigoreni, care ia cred că n-are puț și nu ne putem lua de pontul de nu știu cât, aproape 5 miliarde, cu baza sportivă de la Scoțeni, care este bună ca pentru copii, da. Când are eficiența? Când e finalizată, când e folosită? Domnul Sanchez, vă pot spune că anul trecut, în primăvară, în trimestru, în august, deci iulie, august, septembrie sau așa, i-au alocat 8.000 de lei. Când era... Spuneți... Deci la un proiect de 10 miliarde, că 10 miliarde mi-au prezentat din contabilitate, că este valoarea integrală a proiectului. Dacă vin cu o finanțare anuală de 8.000 de lei, în momentul când ai terminat... proiectul e căzut în spate tot. Deci asta e. Deci finanțarea ar fi cauza principală. Mai sunt niște cauze care nu vreau să le mai discutăm noi acum aici. O să-i mulțumesc domnului inginer. Îl așteptăm cu un document oficial pentru... Eu vă dau telefon. În momentul când am depus cererea, vă dau și un telefon. Absolut, da. Îl urmărim și aici, când apare 0745. Și după aceea, cu 0745 32 4673, eu Eugen Lamirescu. Mă sunați, ne adunăm, vedem cum facem, facem o excelență extraordinară cât de repede putem, luăm o decizie vis-a-vis de tot ce ne explicați din punct de vedere tehnic acolo și costuri, dar mergeți pe ideea pe care a stabilit-o cu primarul, că că asta ne duce la finalizarea proiectului. Și mai e o problemă, inginer. Vedeți dumneavoastră peste tot unde duci și sunt proiecte realizate, dar peste tot, nu este așa, sunt lucrările cum sunt. Adică calitatea lor totdeauna peste tot. Și am fost la Grigoreni, la recepția cu afirul. Nu pot să spun că lucrarea aia este sub orice critică, nu. Nu este o lucrare foarte bună. Este o lucrare corespunzătoare și noi acum ne chinuim în alte motive să ne luăm bănuțul ăla. Adică, eu știu că se este garanția lucrării un timp de, și în astfel, în caz de, la solicitarea
să încercăm, că am un semnal de la doamna directoare, câteodată lucrurile cu angajații care îi aveți la dispoziție și cu forța de muncă, să-i verificați, să verificați personal lucrările, pentru că dacă în față facem ca meșterul manole, ce ziua, zi de an, noaptea, se surpaște, adică responsabilitatea lucrurilor. Bun. Mulțumim și... Mulțumim, mulțumim și televiziunii, mulțumim TV Sinecunești. Mă așteptăm. O să facem o ședință.